Reaching out for you. Solid Radio. Young is the new gold. Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun găsit și o săptămână bună, prieteni ai Gold FM și adevărului și ai emisiunii mele și ai românismului cumva. Până la coadă, cam asta e. Am tot discutat înainte emisiunii cu fel de oameni, amici cu mine, că altfel, sigur, nu discut decât cu cei care sunt apropiați. Se știe că sunt scump la vorbă în afara evoluțiilor de la radio și de la televiziune. Vorbesc cu foarte puțină lume și mă întâlnesc cu și mai puțină lume. Nu mai am nevoie. Și nu mai vreau. Și vorbeam cu ei despre înjurăturile pe care le-a exprimat celebrul, în ghilimele, Grigore Cartianu la adresa mea și a lui Dorel Vișan. Mai mult pe Dorel Vișan l-a înjurat nesimțitul. Aveți întreg articolul pe Solid News, l-am republicat ca să vedeți cum suntem înjurați și din ce motive. solidnews.ro. L-a deranjat foarte tare emisiunea pe care am făcut-o împreună cu Dorel Vișan la Anca Alexandrescu acum 2 săptămâni. Cred, 2, da. Dacă nu 3. Ceva așa. Și fiind deranjat, ne-a înjurat, ne-a făcut în fel și chip și i-am lăsat pe toți fanii noștri să se delecteze cu înjurăturile primite din partea lui Cartianu. Puteți să le citiți și voi. E interesant, de ce e interesant? Pentru că el transcrie lucruri pe care noi nu l-am făcut. Transcrie acolo ce a fost important din emisiune, felul în care ne-am exprimat despre american, despre societate, despre ortodoxie, despre Rusia. Multe. Multe treburi interesante. Fără Cartianu nu le-ați fi aflat. Sigur că după aia el a trebuit. Putinistul de Gușă, comunistul de Dorel Vișan, aia nu știu ce. Da. Pe lângă jurături aveți ce citi. Mulți dintre cei care m-au dat mesaje sau m-au sunat erau nervoși. Nu fiți mă nervoși. Pe mine chiar nu mă mai atinge vreo afirmație din partea, mă rog, uneia pe care nu-l cunosc sau uneia care nu s-a remarcat cu nimic sau mai ales din partea uneia ca și Cartianu care s-a remarcat, da, din punct de vedere negativ. Știu că este zi de sărbătoare în ortodoxie, bună vestire! Eu de bună vestire o să vă fac cadou o emisiune trepidantă, o emisiune cu subiecte dure. O emisiune în care cu Marius Ghilezan de la 13:30 vom discuta despre carnajul de la Moscova, cine l-a pus la cale, în ce scop, care sunt consecințele și apoi despre muțenia politicienilor și personalităților publice din România în a-și exprima solidaritatea, compasiunea cu niște frați ortodoxi care au suferit o mare pierdere. Probabil că numărul victimelor se va duce către 200 civili, atenție, civili, nu vorbim despre militari, civili. Cu Mihai Neamțu, care este la Viena, dar care va intra în legătură directă cu noi, vom discuta și o să vedeți de ce, când o să vă spun cine este omul negru al zilei de astăzi, despre felul, consistența legăturilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă. Iar în partea a doua emisiunii, despre listele PSD și USR, PMP-FD, ADU-ul ăsta, useriștii, așa o să fie numiți, pe care în viziunea lui Mihai Neamțu nu avem de ce să le votăm dacă suntem patrioți și creștini.
El are două articole publicate pe Solid News în acest weekend, în care argumentează de ce un patriot și un creștin nu are voie să voteze lista PSD și lista USR. Este opinia lui. Noi nu facem propagandă împotriva cuiva. Cel mult, o să vedeți, putem să spunem pe cine votăm noi, pe cine apreciem sau nu. Apreciem. De la 1 aprilie, peste o săptămână, doar la Gold FM o să fie clasamentele alegerilor locale și europarlamentare. Aici, în fiecare săptămână, până pe 9 iunie, o să puteți pricepe, prieteni, din ceea ce spun membrii Clubului de Gândire Gold, pe cine e bine să votați și pe cine nu e bine să votați. Voi votați cum vreți. Dar noi facem aceste clasamente și aprecieri. În fiecare săptămână vom discuta liste, facem clasamentul listelor, vom discuta candidați la primării importante, candidați la președinții de consilii județene importante, după o grilă pe care o să o anunțăm la fiecare început de săptămână și o să prezentăm clasamentul la finalul fiecarei săptămâni și, bineînțeles, la începutul următoarei, clasamentul pentru acea săptămână. Așa că aici vor fi tocate și forfecate toate personalitățile și persoanele, că personalități sunt cam puține, care se vor încumeta să intre în aceste alegeri. Asta este vestea. O să auziți, și dacă n-ați auzit deja, o să auziți de acum înainte, promo-ul care descrie acest demers unic în presa românească, al cui? Al Clubului de Gândire Gold. Cui este dedicat? Bo, goldiștilor, cei care ne ascultați și cei care așteptați, nu-i așa, argumente și contraargumente solide, normale, pentru opțiunile pe care le aveți. Am zis că fac o legătură între discuția cu Neamțu și altceva. Din păcate, în această zi de sărbătoare creștin-ortodoxă, omul negru al zilei este Patriarhul Daniel. Nu o fac cu bucurie, dar o fac sub sintagma cum să fii slugă în condițiile în care Dumnezeu te-a hărăzit ca lider spiritual. Și o să vedeți de ce sunt mâhnit, sunt supărat pe Patriarhul Daniel. Este tot în contextul carnagiului de la Moscova și a datoriei unui păstor de oaste ortodoxă, cum suntem noi, să-și exprime compasiunea, să-și exprime solidaritatea cu frații din Rusia care au fost căsăpiți, care sunt în durere. Asta nu înseamnă că nu suntem în conflict geopolitic. Suntem, dar una e una, alta e alta. Prea fericirea. Editorialul meu va fi dedicat politicienilor români cărora le-a păpat pisica limbile. Dar dacă Trump va bate palma cu Putin anul viitor, o să-i vedeți cum fac coadă la ambasada Rusiei. Lideri de tip slugi, peste un popor de blegi, ce se supun toți regulii, capul plecat, sabia nu-l taie. Și acum să procedem la știri. Aveți, că tot am vorbit despre carnagiu, am scris sâmbătă, am scris un editorial în care am explicat ipoteza mea, care ușor, ușor se confirmă, anume faptul că ISIS, care este finanțat de mult și a apărut în analiza unor prestigioși jurnaliști, chiar și în analiza lui Trump, că ISIS este o creație a statului american, a CIA. Trump o spune mai de-a dreptul, ca să-l atace pe Obama, că este al Obama și al lui Hillary Clinton și al lor. În această ipoteză, carnagiul de la Moscova apare că este o operă coordonată de la Washington, din nefericire. Faptele pe care, de asemenea, analiștii internaționali, că în România nu prea s-au încumetat, le pun în cârca americanilor, sunt fără îndoială depus în cârca lor.
Iar eu mai fac legătura și cu vizita neexplicată de săptămâna trecută, inopinată, a lui Barack Obama, care nu mai are funcție oficială, care s-a întâlnit cu prim-ministru și cu ministrul de externe al Marii Britanii, la Londra. Și ce să vezi? Exact în momentele în care carnajul se petrecea și erau împușcați în acel mall civilii, s-a dat drumul știrii despre cancerul lui Kate Middleton, prințesa The Wales, care înregistrase un mesaj de acum două zile înainte. De ce s-a dat în același timp? Pentru ca să fie bulversată lumea și să nu afle despre cauzele reale ale carnajului de la Moscova, să se discute despre acest eveniment al lui Kate Middleton, nefericit, dar se pare că se va vindeca rapid, care ăsta a fost foarte exagerat. Toate televiziunile din mainstream-ul americano-britanic, de la BBC, la CNN, la NBC, la CBS, la ABC, au început să prezinte știrile cu cei de la știri în negru. Dom'le, în negru, prezentatorii erau în doliu, toți s-au dus, s-au schimbat, erau îmbrăcați altfel, s-au dus, s-au schimbat și în 30 de minute erau în negru. Pricepeți? Pricepeți, că de-aia sunteți la Gold FM. Că aici treburile se pricep mai bine, ca la o comandă. Asta n-a murit, nici nu va muri, a fost chiar o împietate. Puteți să citiți toate aceste lucruri pe Gold FM, acolo unde mai sunt niște editoriale care prezintă această ipoteză, prin care cel al lui Adrian Onciu, preluat de pe canalul său de Telegram, în care el vorbește despre Statele Unite ale Americii, regie ieftină în cazul carnajului de la Moscova și reia astăzi argumentele pe care, bineînțeles, îmbrăcate altfel, diferit, nu vreau să spun niciun caz că m-ar imita. E foarte bun articolul, de-aia și fost preluat pe Solid News. Tot legat de acest atac, Bogdan Tiberiu Iacob, care n-a mâncat usturoi, nici gura nu-i miroase. Apropo de chestia asta, Lili Ruse, de la Digi24, care a fost la RTV, a publicat, neîncrezătoare, așa ironică, un link despre ceea ce am spus eu, cu articolul de pe Solid News. La care Bogdan Tiberiu Iacob, proprietarul de Line Politics, m-a spus omul ghidonat de Coldea prin Dan Ioan Popescu, altfel un jurnalist bun. Scrie el acolo, vrea să fie spiritual, ca să-i fie pe plac lui Lili Ruse. A auzit că Lili Ruse va fi moderatoarea dezbaterilor prezidențiale și a zis, bă, mă pun bine și cu ea, că îmi pomenește numele Anca Alexandrescu de 7 ori pe seară și îmi face PR. Poate și Lili Ruse pică în capcană și mă pomenește și ea și uite așa mai tai și o factură la ăștia care trebuie să-mi facă și mie viața mai bună. Și el zice de mine, de Cosmin Gușe, că sunt Morega. Sigur nu era Morega ăla care a scris? Mă, Bogdan, eu nu te bag în seamă că-ți cunosc stăpânii. Pe site-ul acestui Bogdan Tiberiu Iacob, In Politics, un lider turc, Partidul Patriotic, De Güperintec, zice că atacul de la Moscova e îndreptat și împotriva Turciei, deoarece doar Rusia și Turcia sunt țările europene care se opun imperialismului atlantic. Este o ipoteză de luat în seamă dacă ei s-a dat drumul în Turcia. Trebuie să-l apreciem pe Adrian Severin, singurul fost demnitar român care pe Solid News și doar pe Solid News, din nefericire, deși el a dat articolul tuturor, a avut îndrăzneala și buna cuvință să publice un text intitulat Condoleanțe poporului rus. Și o să vă citesc ce a scris Adrian Severin. Cu convingerea asentimentului unei întregi națiuni iubitoare de pace și de omenie, națiunea română, cred că pot da expresie sentimentului de oroare al tuturor românilor la aflarea oribilului act de terorism săvârșit la Moscova de niște criminali fără scuze, înarmați și ghidați de forțele Întunericului, cărora le-au căzut victimă oameni nevinovați veniți cu dragoste de artă și de viață la
Teatrul Crocus City Hall. Cu certitudine condamnând acest act brutal și laș, fiecare român este astăzi în sufletul său în doliu și se simte solidar cu poporul rus, mai ales cu familiile celor uciși, precum și cu toți cei personal afectați de această crimă. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiilor celor dragi ai celor uciși și tuturor celor afectați de această crimă odioasă. Condamnăm terorismul, indiferent de formă sau explicație. Cu aceste sentimente, sper ca șocul produs să redeștepte dorința de pace și conviețuire pașnică în lumea de astăzi, căzută parcă în fascinația violenței, să reconfirme adevărul că securitatea este indivizibilă și să descătușeze energiile necesare pentru a pune capăt conflictelor care nu încetează a însângera omenirea. Mă alătur și eu. Eu mă manifest prin ceea ce o să spun astăzi în editorial și la Omul Negru, dar mă alătur și eu și subscriu mesajul lui Adrian Severin. Încă o dată vă spun, singurul fost demnitar care a avut curajul și buna cuvință și spiritul creștin-ortodox de a proceda așa. În plan intern, e o bătălie subterană între PNL și PSD, din care câștigă Coldea. O să râdeți, dar o să vedeți de ce. Prin omul său, numit Sorin Grindeanu, Florian Coldea bulversează organizația Timiș a PNL, care, fiind pusă să se comaseze electoral cu PSD, refuză și votează împotriva acestui lucru. Iar în paralel, în județul vecin, natal al lui Coldea, Arad, da? Finul lui Coldea, care este primarul în funcție, celebrul Bibarț, negociază cu PSD să treacă de la PNL la PSD. Vă dați seama? Harcea pace face Coldea. O să vorbim mâine despre asta, poate și astăzi puțin. Și tot ce putem spune totuși este că cu mâna lui Grindeanu, Coldea l-a luat de nas pe Ciolacu, la fel cum a pățit un alt lider PSD care face pe Cocoșu, fost lider PSD, Liviu Dragnea, pe care tot Coldea l-a dus către groapă. Mă uitam aseară la Dragnea, fraților. Ce epavă, nu neapărat politică, așa la nivelul gândirii. Ce platitudini, ce prostioare, cu câtă suficiență, exact ca la Gratia, în județul Telorman. Iar omul ăsta a condus România câțiva ani buni. Sigur că e viclean. Dar slab, 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 slab de tot. Și vă rog frumos, când mă gratulați pentru programele de patriotism economic, nu vă gândiți la el, gândiți-vă la Darius Vâlcov. Darius Vâlcov este autorul, nu în proporție de 50%, în proporție de 100% a acelor programe. Da, Darius Vâlcov, care astăzi este la pușcărie. Cel care a vrut să aducă aurul românesc de la Londra. Nu Dragnea a vrut. Darius Vâlcov a vrut să facă acest lucru. Da, deci, bravo părintelui regizor Ciprian Mega, o să aibă mari probleme, dar într-un podcast cu Florentin Țuca, un prieten al acestei emisiuni, un mare avocat, prestigios, părintele Ciprian Mega, vă aduceți aminte, invitatul meu și prietenul nostru, părintele Ciprian Mega, în acest podcast pe care l-am ascultat aproape în întregime, înregistrat, zice, citez, homosexualitatea a devenit un criteriu de promovare în multe zone din Biserica Ortodoxă Română. Ați auzit bine, repet încă o dată. Ciprian Mega, părinte și regizor, părinte ortodox și regizor, două puncte. Homosexualitatea a devenit un criteriu de promovare în multe zone din Bor. Nu poate să fie contrazis. Sunt mult prea multe dovezi în această direcție. Semnalez un articol pe care nu o să-l comentez acum, dar el este valoros, al lui Octavian Știreanu, în Cotidianul, un articol care se intitulează Un reactor mic pentru un tun Bechtel mai mare. Este un subiect pe care l-a ridicat public Petrișor Peiu, dar pe care Octavian Știreanu
îl aprofundează vorbind despre faptul că pe locul fostei termocentrale 2C se va construi prima centrală din lume bazată pe mini-reactoare modulare SMR, proiectată de o firmă americană. Amplasamentul a fost vizitat lunea trecută de ambasadoarea SUA, însuțită de Ministrul Energiei, Burduja, băiatul lui tata și fiinul nașului său, și de reprezentanțe firmelor implicate. Deocamdată atât, pe viitor mai mult. Victor Ponta o dă la pace. I se pare că a fost prea îndrăzneț când a zis că îl susține pe Piedone și și-a aranjat o întrebare la emisiunea cu Ioan Corpoș, în care zice că, dom'le, dacă se retrage Piedone, nu chiar spune să se retragă, dar dacă se retrage Piedone, atunci o să câștige medicul Cârstoiu, ca să dea bine, să mai poată să stea consilier și el lângă Ciolacu. Și apropo de candidaturi, Marian Vanghele candidează pentru primăria sectorului 5 împotriva lui Vlad Popescu Piedone. Anunțul este dat pe surse beton de către Ziua News, site-ul condus de către Bogdan Comaroni. N-am niciun motiv să mă îndoiesc că este așa cum scrie acolo Bogdan Comaroni. În rest, Călin Marchevici, tot în Cotidianul, se miră despre mediocritatea și megalomania lui Barack Obama, care construiește o chestie mamut în Chicago, o universitate a schimbării sociale, el fiind un student mediocru, ca și nevastă sa, în care investește 500 de milioane de dolari. Să vedem cu cine o să discutăm acest subiect, pentru că el este de discutat fără nici o îndoială. Să ajungem așadar la subiectul nedorit și neplăcut al omului negru al zilei de astăzi, Patriarhul Daniel. Cum să fii slugă dacă Dumnezeu ți-a hărăzit rolul de lider spiritual? Așa s-a nimerit de Buna Vestire, ca să fiu în poziția de a discuta despre rolul necesar, dar neîndeplinit, al conducătorului Bisericii Ortodoxe Române. N-am ascuns niciodată că am o veche relație de comunicare și de amiciție cu Patriarhul Daniel, iar acest fapt mie mi-a fost util în demersurile de a apăra ortodoxia atunci când a fost atacată, și s-a întâmplat de multe ori în ultima vreme, eu considerând-o ca funcționând de câțiva ani pe postul ultimului nostru apărător, ortodoxia. Tocmai din acest unghi, e clar că sunt îndreptățit să analizez și comportamentul impardonabil al Patriarhului în cazul refuzului de a-și exprima compasiunea și solidaritatea în fața carnajului de la Moscova. Și spun refuz, deoarece nu doar eu, dar și alții pe diverse canale i-am explicat de 48 de ore că ar fi necesar, ultra necesar, pentru spiritul românesc ortodox să procedeze la așa ceva. N-aveam așteptări de la liderii noștri politici ca să aibă un comportament uman în fața ororii din Rusia, pentru că acești lideri politici sunt marca statutului nostru de colonie condusă de către niște slugi. Dezamăgirea mea este însă mare în cazul Patriarhului Daniel, dar și al celorlalte înalte fețe bisericești, deoarece rolul lor în societatea românească este uriaș, unul de tip spiritual și civilizațional. Sunt păstorii ce trebuie să ne îndemne mereu să fim mai buni, mai iertători, să ne exprimăm și manifestăm compasiunea atunci când este nevoie, dar mai ales în cazul unor orori suferite de frați într-o credință ortodoxă, așa cum sunt rușii. Patriarhul Daniel a tăcut și acum. Patriarhul Daniel a tăcut și în cazul ororilor
la care s-a procedat împotriva fraților ortodoxi din Ucraina. Patriarhul Daniel este cel care s-a vaccinat împotriva voinței majorității românilor și a îndemnat și pe alții să se vaccineze. Dar Patriarhul Daniel este cel care în aceste zile n-a transmis niciun semnal public de compasiune și de solidaritate cu rușii și mie mi-e limpede că a acționat și el la comandă. Fapt ce-i conferă o aliură slugarnică similară celei a politicienilor. Dar pentru că Dumnezeu i-a hărăzit rolul de lider spiritual creștin-ortodox, păcatul pe care l-a săvârșit este mult mai mare decât în cazul politicienilor. Cu regret și chiar cu ceva durere, dar fiind convins că a săvârșit o greșeală impardonabilă, îl declar azi pe Patriarhul Daniel ca fiind omul negru al zilei la Gold FM. Calendarul zilei de astăzi, prieteni, ne spune că în această zi, în anul 101, împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de către regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman, anii 101-102. În 1245, o scrisoare a papei Inocențiu al IV-lea menționează existența românilor în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Foarte important. În 1924 s-a proclamat Republica în Grecia. Această dată de 25 martie a fost dată de sărbătoare națională. Iar în 2023, anul trecut în această zi, un asteroid de aproximativ 70 de metri în diametru a trecut la aproximativ 175.000 de kilometri de pământ, o distanță mai mică însă decât jumătatea distanței de la pământ la lună. Este cel mai mare asteroid care s-a apropiat atât de mult de Terra în ultimele decenii. În această zi să remarcăm pe cei care s-au născut și au fost personalități publice în România și în lume. În 1885, Mateiu Caragiale, scriitor român celebru. În 1912, un actor cu o voce profundă, Geo Barton, actor român de teatru și film, punea multe voci. Înainte de 1989-1920, Henri Mălinanu, compozitor român de muzică ușoară, celebru compozitor român, știți, de Mălinanu, a compus și muzica multor piese de teatru, dar și a multor filme. Simon Signoret, 1921, mare actriță franceză. Ana Blandiana, 1942, încă trăiește. Aretha Franklin, o mare cântăreață americană pe care o să o ascultați, la fel ca și pe Elton John, 1947, Sir Elton John. Nu știu de ce, ăsta mi-a rămas simpatic și după ce s-a declarat homosexual. Nu am simpatie pentru comunitatea LGBT, pentru oameni din comunitatea LGBT, dar ăsta mi-a rămas simpatic, Elton John. Dar începem cu Aretha Franklin, I say a little prayer, spun o rugăciune, spun și eu un gând pentru Patriarhul Daniel ca să nu fie cu păcat. Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Din 1 aprilie, aflați de la Gold FM cine vă poate reprezenta mai bine în Parlamentul European sau în funcțiile de primar și președinți de consilii județene. Membrii Clubului de Gândire Gold vor analiza prestația, potențialul profesional și calitatea morală ale candidaților partidelor și independenților implicați în alegerile din 9 iunie. Analizele și punctajele vor fi prezentate în emisiunile zilnice, iar clasamentul săptămânal.
Membrii Clubului de Gândire Gold sunt Marius Ghilezan, Mihai Neamțu, Sorin Roșcastănescu, Petru Romoșan, Bogdan Comaroni, Ciprian Purice, Liviu Alexa, Adrian Severin, Ioan Spânu, Andrei Gușă, Iosefina Pascal, Petrișor Peiu și Cosmin Gușă. Ascultați Gold FM ca să fiți mai deștepți în fiecare zi, dar și ca să știți cum să votați la alegerile din 2024. You're on Gold FM, Solid Radio. FM, Solid Radio. Young is the new gold. Ce e în gușă e și în căpușă. Cu Cosmin Gușă la Gold FM. Politicienilor români le-a păpat pisica limbile. Dar când va bate Trump palma cu Putin, ei vor face coadă la ambasada Rusiei. Lideri de doi bani, tolerați de un popor bleg, toți adepții sloganului capul plecat, sabia nu-l taie. Liderii țărilor din NATO și Uniunea Europeană, nu mai vorbesc despre ceilalți din lume, și-au exprimat cu toții compasiunea și solidaritatea cu drama rușilor în urma carnajului de la Moscova. N-a mai contat în cazul euroatlanticilor ipostaza de inamici, așa cum e normal în fața unei orori. Mai mult decât atât, mulți, cum ar fi vecinii noștri sârbi, ei, frați ortodoxi, au organizat și un moment de reculegere pe cel mai mare stadion de fotbal al țării. Însă, prieteni goldiști, doar liderii politici români, conducătorii unui popor ortodox, frate spiritual cu cel rusesc, au tăcut. Am sentimentul limpede că trăiesc cea mai mare rușine națională de când mă știu, mai ales că la pachet cu reprezentanții noștri politici au tăcut legat de carnagiul de la Moscova și liderii noștri spirituali, episcopii, mitropoliții și patriarhul Bor. E limpede că s-a dat un consemn de tăcere din partea americanilor, în urma căruia toți au priceput că trebuie să facă silențiu stampa în fața ororii de la Moscova. Dar tocmai așa am înțeles că suntem considerați un popor de slugi
care astfel trebuie să arate că a ajuns suficient de dezumanizat, numai bun de exploatat conform voinței altora. Au fost puține semnale de normalitate și umanism. George Simion a rostit o propoziție de compasiune la mitingul AUR de la Constanța. Adrian Severin a prezentat condoleanțe poporului rus într-un text necesar, publicat doar de către Solid News. Iar Ion Cristoiu i-a beștelit pe liderii noștri politici pentru greșeala impardonabilă de a tăcea. Atât. E limpede că în mediul internațional și cei ce nu știau bine până acum cât de mult am decăzut noi românii au priceput bine cu acest prilej când se așteptau ca noi, în calitate de frați ortodoxi ai rușilor, să ne exprimăm chiar mai mult decât alții solidaritatea. N-am făcut-o. Deci treaba e clară, suntem numai buni de abuzat, fiind descriși bine de vorba românească, capul plecat, sabia nu-l taie. Și mai este o consecință imediată asupra noastră, a tăcerii și lașității pe care o manifestăm, anume că de acum încolo n-avem cum să ne mai așteptăm la solidaritate în cazul unor previzibile abuzuri ce se vor exercita împotriva noastră ca popor român. Și atunci va fi valabilă altă zicere românească, anume după faptă și răsplată. Și nu, prieteni goldiști, nu faceți greșeala să dați vina pe politicieni pentru asta. Ei acționează așa pentru că au dedus că sunt conducătorii unui popor ce se lasă umilit, ce tolerează orice abuz asupra semenilor, ba mai și votează și aplaudă abuzatorii. Închei explicând titlul unde am zis că le-a păpat pisica limba politicienilor, în loc să zic că le-a păpat limba unchiul Sam, dar am făcut-o ca să reamintesc că sensul expresiei e legat de felul în care erau pedepsiți în Orient trădătorii și mincinoșii, li se tăiau limbile și erau date pisicilor sultanului. Li se vor tăia și lor limbile exact de către cei care astăzi i-au pus să tacă. Și suntem pregătiți pentru dialogul cu Marius Ghilezan, care din biblioteca sa se gândește la ce lucrări mai are de făcut în grădină, pentru că, după cum bine știți, noi primăvara tot timpul discutăm despre lucrările din grădină și după aia toamna discutăm de ce recoltăm din grădină. Salut, Marius! Salut! De câte ori ți-a cântat cucul astăzi de bună vestire? Cred că mi-a cântat cucul în cap. Așa nu l-am ascultat să văd, dar ai dreptate. Cred că e un obicei de bună vestire, nu asta cu cântatul cucului. Păi se zice că pe lângă chestiunea biblică cu îngerul care a apărut în fața Sfintei Fecioare Maria, spunându-i că va naște pe Hristos, cel care va urma la tron pe David, în credința populară românească, rămasă din străvechime, este că este vestitorul cucul, este vestitorul primăverii și cântă de mai multe ori. Dacă îți cântă pe stomacul gol, e semn că mori repede. Dacă îți cântă cu stomacul plin, mai spre seară, de mai multe ori, te anunță câți ani mai ai de trăit. Iar fetele în vechime și fișorii așteptau să le cânte cucu pentru a afla în cât timp se vor căsători. Dacă în ziua respectivă nu cânta cucu, înseamnă că se însurau sau se măritau rapid. Nu mi-a cântat. Dar ție ți-a cântat? Nu, că am stat de azi dimineața și n-am reușit să ies în grăgină, cum se zice la noi în Banat. Nu era în grăgină,
spune-ne de grăgină, ți-ai tăiat vița, ce ai făcut pe acolo? Spune-ne într-un minut ce lucrări ai executat până în momentul ăsta. Am întârziat un pic înflorirea pomilor, am învățat o practică de întârziere. Mi-era frică de înghețurile de sfârșit de martie și am dat sulfat de cupru și cu o serie de ignifuge și așa mai departe, astfel încât la mine de-abia acum înfloresc caișii, piersicii și fisticii. Am pus din nou plante ornamentale, pentru că na, dacă tot suntem în climate change, să punem portocali, banani și așa mai departe, cei adaptați sezonului rece de iarnă de la noi. Am mai spus-o în emisiunea ta, profesorul Florin Sănică de la USAMV din București a pregătit pentru români o serie de banana nordului, de kiwi adaptați, curmalul chinezesc sau curmalul dobrogean, smochinul care face de două ori. Deci cine vrea să-și facă o plantație poate să schimbe. N-am făcut decât am tăiat vița de vie în luna februarie, când plânge mai puțin, cum se zice. Am rânduit arborii, am mai sădit încă vreo 80 noi și a venit un specialist și mi-a zis că n-am tăiat suficient. Și zic, mă, dacă tai mai mult, anul ăsta nu o să am fructe destule. Deci astăzi nu se lucră. Astăzi nu se lucră, dar poate din când în când, că să știi că avem multe întrebări de la fanii noștri. Când mai postezi ceva pe site-urile tale sau când povestești pe canalul de YouTube, să ne spui ca să informăm pe cei care vor să urmărească felul în care, sigur, tu îți administrezi domeniul acolo, un loc foarte plăcut și de refugiu, dar și fructuos, adică tu de acolo cu animăluțele tale, cu găinușele, cu rațele, cu gâștele, cu iepurii, cu tot ce e acolo, e o gospodărie foarte serioasă, pe lângă grădină. Am fost în Timișoara, de am supravegheat la fața locului Revoluția din Peneleti și am fost la un majorat a unei nepoate de mele din Lugoș și am vizitat ferma doctorului Ervin Floroni, candidatul USR la primăria Lugoșului. Eram curios cum de un userist poate să fie și un bun gospodar. Am văzut păsări răpitoare, are vreo 80 de capre și așa mai departe. Se confruntă cu aceeași problemă cum mă confrunt și eu, nu găsesc pe cineva să dea sacii jos din camion. Aceeași treabă e și la Logoș, unde e un primar suspendat, liberal și care s-a ascuns în funcție de consilier a primarului interimar. Deci am văzut revoluția PNL la firul ierbii, atunci când liderii zonali au cerut începerea revoluției, așa cum ai zis, sau cine a zis azi dimineață, azi în Timișoara, nu, SRS-ul, prietenul nostru, da. Sorin Roșca Stănescu, a făcut un podcast în care a spus azi în Timișoara, mâine toată țara, dar va rămâne dezamăgit după amiază că li se va tăia nasul de la centru filialelor. Sunt trei filiale, Bacău, Brașov și Timiș, care se revoltă împotriva coaliției și doresc să candideze separat în alegerile locale. Dar dacă mă întreb, la Timișoara greșesc. Dacă eu am o teorie legată de asta, o să scriu mâine. La Timișoara și la Arad, cred că și-a băgat coada Coldea prin Grindeanu. Adică n-ai cum să iei Timișului, PNL Timiș, n-ai cum să iei potențialul electoral mai mare decât al PSD-ului pe care îl are acolo din punct de vedere electoral și să-i amesteci. Nu-l cunosc pe actualul președinte al Consiliului Județean, cel care a condus revolta, dar nu le-aș da dreptate, dar m-am uitat în vecin ce s-a întâmplat tot pe mâna lui Grindeanu cu Bibarț, cu finul lui Coldea, care e pus să treacă de la PNL la PSD. Adică, practic, PNL-ul este îngenunchiat în Banat, în Arad și în Timiș. Mișcarea pentru tine, sigur că e mai importantă, că e vorba de patriotism local și de bună cunoaștere. N-am îndoiat, nu vreau să discutăm acum, că avem multe de discutat, dar probabil că o să te exprimi și tu în zilele următoare să faci o analiză legată asta. Deci, încă în urmă cu jumătate de an, un an, conducerea centrală a
PSD, mi-a spus fără spicat pentru că Simonis trebuie să treacă prin alegeri ca să se valideze ca om politic. Nici nu se discuta atunci despre o coaliție între PSD și PNL. Dar pot să zic și despre greșelile. Mai stai o secundă că a sunat telefonul, acum te vedem, dar nu te auzim. Cred că trebuie să recupleze Marius Ghilezan. Nu cred că a respectat în tocmai instrucțiunile date de către Iuliana Pitaru-Vlacicu pentru a avea o transmisie fără probleme. Dar nu poți să... Noi ăștia, jurnaliștii, analiștii, n-avem cum să respectăm noi regulile. Că dacă am fi respectat regulile, eram sub genunchiul sau sub talpa politicienilor. Vreau să vă reamintesc că în analiza lui Marius Ghilezan a zis că a plantat fistic, da? Deci este fisticiu. Și a sărit și Ciprian Purice din Vâlcea de acolo ca să nu fie mai prejos și el zice că anul ăsta a încercat cu migdali. Deci avem un fisticiu și un migdalat. Bă, dar ce... Eu nu mă bag mai încolo de meri, pruni avem mulți. Nu merg bine în zona noastră caișii, din păcate, piersicii, așa, așa, așa. Și atunci stăm pe ce suntem siguri, adică stăm pe meri și pe pruni, pentru că altfel nu avem satisfacție. S-au distrus câțiva peri în ultimii ani și nu prea mai avem. Mai avem ceva piersici. Eu am vorbit despre tot despre pom, n-am făcut politică cât ai lipsit. Da, tocmai mă sună cei din Timișoara, sunt nebuniți cu ce decizie se va lua la nivel central astăzi. Prima dată la nivelul coaliției se va discuta despre validarea listelor comune și de-abia apoi, știi cum e, noi Timișoara ne credem totdeauna buricul pământului. Da, dar hai să stabilim un lucru ca să trecem mai departe, că e foarte important asta cu Moscova, vreau să vedem părerea ta. Dom'le, ție ți se pare corect în județul Timiș să renunțe PNL-ul în favoarea PSD-ului? N-ar fi fost mai corect să renunțe PSD-ul în favoarea PNL-ului? Pentru că ăla e electoratul acolo, noi știm. Sau să meargă împreună în alegeri? Să meargă și PSD-ul și PNL-ul să candideze separat? Nu, ce pot să spun din culise este că una oarecare Alin Popoviciu era prezent pe Realitatea de dimineață la prânz și seara, era cu reaua de transmisie dintre fostul primar Nicolae Robu, actualul președinte, secretar general domnul Bode al PNL și lobby-ul lui Simonis sau Simonis, cum se pronunță mai bine, era făcut încă de anul trecut de pe vremea aceasta pentru a-i se crea un culoar lui în schimbul susținerei de către PSD a lui Nicolae Robu. Meciul între Robu și Alin Nica a fost viu disputat, Alin Nica fiind președintele Consiliului Județean și a PNL Județean Timiș. Și se pare că din tot războiul ăsta a câștigat aripa Robu, pentru că nu se putea într-o coaliție să aibă un partid două fronturi, adică să fie pe ambele fronturi. Sigur că șansele la primăria Timișoarei sunt mai mici. Are o campanie. Hai să spun că se poate. Uite la Prahova, cinci vecini, că dacă ești pe terasă și te uiți, vezi Ploieștiul de la tine. Aici se poate. Aici candidează și PSD-ul și PNL-ul și la Consiliul Județean și la primărie. Și aici PNL-ul s-a căptușit, ferească Dumnezeu, cu Iulian Dumitrescu, care a zis că e curat, e uscat și candidează din nou. Deci, iar Prahova e un județ mai mare decât Timișul. Uite că trebuie să-l valideze, asta este regula în PNL, trebuie să fie validat de către Biroul Politic Național. Nu știu dacă îl va valida, Iulian Dumitrescu a anunțat că va candida în orice situație, va candida și independent. Dar bătălia, pentru că este ordin de sus, aceiași oameni care au pus USR-ul în putere și în vigoare, acum îi aruncă la câini. Uite-te, deschide netul și vei vedea plin de penali USR și așa mai departe. Și e ordin de sus să se scape de USR. Am discutat cu consultanții de la Kensington al lui Nicolae Robu. Spun același lucru ce am spus eu dinainte. Dom'le, nimeni nu votează o răzbunare. Vino cu un proiect serios. Într-adevăr, nu stă prea grozav, dar stă bine pe niște sondaje. Astăzi, liderii
coaliției de guvernare prin vocile a lui Romașcanu și a lui Rareș Bogdan au anunțat că suspendă TikTok-ul. Pe TikTok este USR-ul într-o deplină mișcare. La un moment dat un jurnalist întreba pe Alin Nica: dar domnul Robu unde e? Domnul Robu era pe centură cu Ciolacu și cu Ciucă. Și celălalt, Alin Nica, făcea conferință de presă pe străzile Timișoara. Unde e? Acea ipostază și zice: nu e momentan aici, nu știu unde e. Și pe TikTok a apărut această înregistrare, acest cat-cat, în care Robu apărea mâncând cireșe. Hai să trecem la lucruri mai serioase. Da, hai să trecem la lucruri mai serioase. Mă uitam să văd câți ani are Robu. Bă, dar încă e tinerel, are 69. Are vârsta erotică, cum îi spuneam lui Ilie Năstase când a plinit 69 de ani. I-am sărbat ziua la malul mării și zice: păi da, zice, am vârsta erotică, 69, sunt foarte bine. Și l-am pus pe Rareș Bogdan și pe Mohamad Murad să organizeze un meci de volei cu hostese cu tricouri ude pe plajă, dacă avea 69 de ani. Țin minte că s-a dus Mohamad Murad, era într-o echipă, pe Rareș Bogdan l-am pus în aia altă echipă. Dai seama că nu puteau ăștia să te concentreze, să dea mingea de volei, că fiecare era înconjurat de 6-7 fete în bikini și cu tricouri ude. Ca să-l cinstim pe Ilie Năstase, în stilul lui. Tot că va apărea filmul ăsta, Nasty, care va fi un mare succes. Mi-a povestit Tudor Giurgiu, regizorul, mi-a povestit despre film. Peste două săptămâni apare și s-ar putea să fie un succes mondial. Bun, Marius, hai să trecem la năcazurile altora. Spune-ne, te rog, acum, după atâtea zile, care este părerea ta despre ceea ce s-a întâmplat la Moscova și după aia legăm imediat și cu consecințele acestui fapt, finalizând această emisiune, ca să facem prezentarea până la capăt, cu aprecierea ta legat de faptul că suntem singurii, unicii, care nu ne-am exprimat la nivel de lideri politici sau spirituali. Te rog! Am și scris în editorialul din România Liberă de mâine despre războiul din Ucraina intră într-o nouă fază, operațiunea Explozia Brândușei. Crocus, numele sălii de concerte, se traduce din latină ca brândușă. Și atunci am făcut această figură de stil, discutând despre Explozia Brândușei. Iată că ultimele știri consemnează uciderea a 180 de spectatori, deci de civili în sala de concerte, o acțiune teroristă revendicată în primul moment de către ISIS, dar nerecunoscută de către Kremlin. Ciudat este că la câteva minute de la explozia de la Crocus, consilierul de securitate al lui Volodymyr Zelensky s-a delimitat după principiu qui sem s'excuse, qui sem s'accuse, adică noi nu suntem implicați acolo. Din al treilea unghi de vedere, am pus ca eu un cristoiu, toate tezele și ipotezele le într-un sac, ca telespectatorii și cititorii să înțeleagă ce vor fiecare, nu dau decât în final care este principalul suspect din punctul meu de vedere, așa că nu mă provoca, las plaja largă, deschisă interpretărilor, ipotezelor și concluziilor. Deci din al treilea unghi, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Moscova anunță cu două săptămâni înainte că vor avea loc atentate pe teritoriul Rusiei. Un lucru fără precedent până acum, să fie îngrijorată SUA de ce se întâmplă pe teritoriul Rusiei. Vreau să fac o subliniere, numai ca să te completez. Face anunțul ăsta public la Moscova, fără ca la Washington să-l informeze pe ambasadorul rus la Washington, prin mijloace specifice de servicii secrete, să indice: domnule, joi la 2 sau cam în ăia suspect, n-a existat nicio comunicare în interiorul Statelor Unite, a fost un singur comunicat în Rusia care se adresa cetățenilor americani care sunt rezidenți sau care vizitează Rusia. Scuză-mă, te rog să continui. Dacă mergem după propaganda
occidentală, acest eveniment este provocat de către Vladimir Putin după modelul exploziei blocului înainte de atacul din Cecenia, ca să motiveze un casus belli. Se știe din istorie că toate războaiele mondiale, asta mi-e teamă mie, să nu fie acesta un casus belli, pentru că războiul din Ucraina... Toate marile războaie, dacă putem să facem și o sinteză rapidă, au pornit de la niște casus belli chiar mai banale decât un asemenea carnagiu. Adică... Păi da. Da. Moartea prințului sârb de la Sarajevo a declanșat... Austriac, arhiducele Franz Ferdinand, care a fost ucis, deși nu era un tip iubit, a declanșat primul război mondial. Că Austria a zis, e motivul potrivit să atacăm Serbia. Nemții au zis, ok, hai să ținem cu Austria, le dăm un cec în alb. Și după aia rușii, francezii și englezii au intrat de partea sârbilor. Și așa s-a ajuns la război. În vara anului 1939, de 23 august, se semnase pactul Ribbentrop-Molotov. Pentru a nu face publice Hitler și URSS-ul, de a nu face publice conținutul din acordul acesta secret, Hitler, cu două zile înainte de acest eveniment sinistru, pentru cel puțin pentru poporul român, unde am pierdut o mare parte din teritoriul național, îl cheamă pe Himmler și spune: pregătește o diversiune. Ce face? Îmbracă niște deținuți de drept comun în uniforme poloneze și pun să atace postul de radio Gleiwitz din nordul Germaniei, și așa are loc prima invazie germană și așa mai departe. Deci toate războaiele mari ale umanității au pornit din acest principiu latin, casius belli, trebuie să provoci ceva, calul troian și așa mai departe, toate războaiele care le-am avut de-a lungul timpului. Dar niciodată nu prea s-au demonstrat, nu s-au dezvăluit sursele incitării la violență. Deci asta este paradoxul marilor războaie. Se cunosc foarte puține date despre momentul clicului. Ce s-a întâmplat în această sală de spectacol, în Crocus? Patru indivizi au fost pierduți. Interesant este că un fost jurnalist din Afganistan publică pe blogul său, și am citit pe Twitter, preluat de Flux24, este că e un lucru neobișnuit. A fost în Afganistan, a fost în Irak, în războaiele astea, când acești teroriști ISIS nu se autodetonează, pentru că ei merg în credința lor și consideră că fac un lucru just în cinstea lui Allah, dar nu pleacă de la locul faptei. Deci toți teroriștii ISIS au asupra lor grenade și se autodistrug. Ăștia au ajuns la granița cu Ucraina și au fost prinși, iar scena, foarte puțină lumea a sesizat, scena tăierii urechii unuia dintre cei patru de către polițiști și introducerea lui acestei bucăți de carne în gură e un semn de o ferocitate îngrozitoare. Deci e clar că au scuipat totul băieții. Sigur că dacă ne luăm după partea jihadistului progresist, ei mă convin că sunt, acestea este o scenare. Nu se poate să nu fie. Putin e de vină de totul și de toate. Dar pentru ascultătorii noștri eludăm această ipoteză de cap de bou. Nu pot să-i zice altceva decât să crezi că Putin, după ce a câștigat amfa-amfară alegerile, și-a făcut... Numai că ajungem la propaganda. Adică, de fapt, tu vrei să ne spui, dom'le, e o gogomanie, e o aberație, dar se vorbește despre așa ceva. Deci, există o propagandă absurdă pusă la treabă pe un eveniment tragic și de-aia ajungem acum la urmări. Dacă s-a pus la lucru asemenea propagandă, că Putin își omoară oameni, îți dai seama. Deci, dacă s-a pus la punct, ce se urmărește aici? Ce dorește să se ascundă? Cine este vinovat? Pentru că l-am auzit, ți-am trimis și ție aseară, l-am auzit anul ăsta, s-a exprimat încă o dată Donald Trump,
legat de faptul că ISIS, n-a vrut să spună de-a dreptul că este o creație a CIA, hai că e o creație a lui Barack Obama și Hillary Clinton, Trump, da? Fost președinte, care are toate datele la dispoziție. Ne-a spus, dom'le, ISIS ăsta, care își tot asumă atentate, este o creație a statului american. Păi, dar ISIS se acționează pe bază de factură. Se știe foarte bine, luptă în Siria, luptă în Irak, luptă pe unde trebuie, dar dacă această ipoteză este vânturată de marile publicații ale lumii, de ce au fost cenzurate ipotezele că Statele Unite ale Americii și-au aruncat gemenele în aer? De ce aia este conspirație? Și asta nu e conspirație despre ce s-a întâmplat la Crocus. Deci eu pentru telespectatorii noștri, spre cinstea lor, la fel de bine informați ca noi, excludem această chestiune, chiar dacă s-ar motiva atacurile, uluitoare atacuri ce au fost urmate Crocusului, acestui act jihadist cu moartea 180 de oameni. De exemplu, acum două zile, o rachetă balistică s-a plimbat deasupra Lvovului, unde au venit și bombardiere, și nu numai la Lvov, la Odessa, Mihailov, Kiev și așa mai departe, și țuști, sâmbătă dimineața, o rachetă s-a plimbat 30 de secunde pe teritoriul Poloniei și antiaeriana poloneză dormea în front. Acum că armata rusă i-a provocat să vadă cât sunt de vigilenți, dormeau în post, pe aici ar fi trebuit întrunit Consiliul de Securitate al ONU, al NATO, iar să vină domnul Klaus Iohannis și să se își exprime îngrijorarea faptului că 30 de secunde racheta a stat pe teritoriul Poloniei. E un atac îngrozitor. Cert este Kievul de 3 zile este luat de bombardiere și așa mai departe. Deci asta scriam în editorialul de mâine. Războiul din Ucraina se terminase. Era Ucraina rămânea în spațiu de 80%, Rusia își lua Donbasul, Luganscu și Crimea, așa cum și-a dorit de la începutul războiului. Cineva, acel cineva care vinde GPL ieftin, vinde armament la greu, scump, rachete, scump. Armament scump, totul scump. Dom'le, este îngrijorat cum să se termine și să vină înghețul războiului în plin dezgheț climatic. Și atunci cineva, acel cineva, iată că era interesat ca ISIS să ucidă. Pentru că numai noi naivi am crezut că marii hegemoni ai lumii, chiar dacă citisem istoria Imperiului Otoman și istoria Imperiului Roman și ne plăcea Kernbach cu miturile esențiale, zeii se ucideau între ei pentru supremație. Așa e și aici. Zeii lumii de astăzi se ucid între ei pentru supremație. Cert este că lupta se ascute. Cine avea interesul ca lupta să se ascută? Cine a lansat zvonul că trebuie să trimitem trupe? Știm cine este Emmanuel Macron și în obârșia cărei luntri s-a pus și el obedient unui sistem de valori financiar extrem de mare de peste ocean. Adică acolo pe Wall Street Journal, pe Wall Street, pe ulița Wall Street, ăștia îl consideră sclavul lor din Franța. Și s-a ajuns până la talpa țării, la majoratul nepoate mele Simina. Toată lumea m-a întrebat, oare trimitem copiii la oaste în Ucraina? Și zic, nu se poate, pentru că asta înseamnă începutul celui de-al treilea război mondial și nu e corect. Ostașul român jură pe Constituție că apără teritoriul național al României. Noi nu avem motiv, chiar dacă NATO zice plecați cu trupe acolo, nu este obligatoriu pentru un ostaș, pentru că tot mai puțin tineri recrutează astăzi în armată, din două motive. De frică a trimiterii pe fronturi străine și doi, din cauza salariilor mici. Noi trebuie să încurajăm tinerii să facă armata, nu să îi îndepărtăm de armată. Și prostia aia cu 40% dintre tineri în momentul declarării unui război contra Rusiei sau Ucrainei sau contra cuiva, pleacă în străinătate. Nu, există acorduri de extradare și tinerii pot fi aduși înapoi. Dar
Crocus, afacerea asta apare în contextul în care toată presa mainstream din Occident, așa cum știi foarte bine că o citesc, deplângea îmbătrânirea trupelor beligerante, 42 de ani, politico.com, lipsa de interes a tinerilor de a recruta din Ucraina, scăderea la jumătate a populației ucrainiene, scăderea încrederii că mai are șansa Ucraina să câștige, s-a prăbușit dramatic cu vreo 20%. În Polonia s-au ajuns la avea la 15% încrederea că Ucraina va câștiga. Și ce face unchiul Sam? Păi da, o să stea cu tiribombele și cu bombardeaua în depozite, ele trebuie vândute. Congresul nu scoate bani, Uniunea Europeană nu face. Deci cine e principalul suspect? Nu? Cel care a aruncat în aer și Gulf Stream-ul. Cum ai mai zis și în cazul Nord Stream-ului, ai zis follow the money, nu? Și acum zici, domnule, follow the money. Hai să vedem, mergeți pe urma banilor, să vedem cine câștigă bani de pe urma continuării războiului și l-ai pomenit pe Obama. Dom'le, tu ai priceput ce a făcut ăsta săptămâna trecută pe vremea asta la Londra? Că s-a dus, s-a pozat, n-a zis o vorbă, s-a întâlnit cu prim-ministru, s-a întâlnit cu ministrul de externe, s-a întâlnit cu ministrul apărării și a tulit-o. Asta până miercuri acolo. Miercuri, prințesa Kate Middleton a dat un interviu la BBC care a fost ținut 48 de ore. Și vineri, în timp ce se desfășura carnajul ăla, mă, dar exact în timpul ăla, aia se împușcau pe acolo, știrea încă nu apăruse și la concurență, interviul filmat în urmă cu două zile a fost dat presei că a suferit de cancer și că probabil, mă rog, va mai suferi, dar se va face bine, cam așa am înțeles eu. Și ca la un semnal, toate televiziunile astea unde eu nu mă mai uit, tu te mai uiți probabil, eu nu mai am nervi, CNN, NBC, ABC, CBS, atunci le-am văzut și am primit poze din Statele Unite, mă, toți ăia care până atunci erau îmbrăcați ca mine și ca tine, au ieșit din studio și au venit îmbrăcați bărbații în negru, cravată neagră, cămașa albă, femeile negru complet, de pies, fie cu pantaloni, fie cu fustă, cernită toată lumea. Toate ecranele lumii euroatlantice la televiziune erau cernite. Am toate pozele de la televiziune. Bă, în 5 minute. La anunțul că ce? Că are cancer și se face bine. N-a murit. Dar ca procedură te întreb. Dom'le, înregistrezi interviul miercurea, da? Îl dai vineri după amiază, exact când este în desfășurare carnagiu și nu dai decât câteva ore mai târziu știrea că au murit câteva zeci de oameni într-un cinematograf, așa au zis, inițial într-un cinematograf de lângă Moscova. După aia știrea s-a upgradat. E, părerea expertului Ghilezan despre acest lucru. Păi, Statele Unite ale Americii au anunțat deja prin ambasada de la Moscova că urmează un act terorist. Deci ne-a preavizat Statele Unite ale Americii. Nu au spus că urmează un atac și așa mai departe și să fim vigilenți. Faptul că britanicii, deci dacă ne luăm din istoria primului război mondial și celui de-al doilea război mondial, brațul înarmat, strategul principal și corpul de luptă a fost Marea Britanie pentru Statele Unite ale Americii, iar MI6, MI5... E timpul întregului conflict din Ucraina. Hai să ne aducem aminte, pentru că ipoteza ta, Marius, de astăzi, că s-a petrecut incidentul de la Crocus, de aici, de la Crocus City Hall, pentru ca să prelungească războiul, este egală cu dezvăluirea lui Putin necontrazisă până astăzi, că războiul a fost prelungit în aprilie 2022 de către Boris Johnson, după ce s-a așezat la masă sub coordonarea Turciei, reprezentanții Rusiei și Ucrainei, ca să semneze acordul de pace. Putin a venit la Tucker Carlson, că am comentat amândoi în emisiune, și a zis, dom'le, a venit Boris Johnson, s-a dus la Kiev și a zis că nu e pace, nu trebuie să fie pace, trebuie să revină la război. Și am revenit la război. Deci britanicii au fost și atunci, sunt și acum. Păi britanicii sunt cureaua de transmisie al Statelor Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii în toată istoria celor două războaie mondiale au intervenit salvator în cele din urmă prin forța de care a fost în stare. Cert este că e un act de diversiune, e un casus belli. Acum poate și Moscova e interesată de
escaladarea conflictului, pentru ca să-și testeze. Păi îmi spuneau generalii din armata română care, mă rog, mai pot să vorbească. Și zice, măi, Rusia nu și-a folosit nici 10% din armamentul supercalifragilistic pe care l-are. Poate și Rusia vrea să escaladeze războiul, dar eu mă îndoiesc, pentru că din tot ce ne-a arătat harta geopolitică, arăta că acei dinți de dragon pe care i-a desfășurat armata rusă pe 860 de kilometri să acopere Donbasul, Luganscul și Crimea, cred că era îndestulătoare pentru Rusia. Nu dădeau semne că nici Odessa nu le doreau și așa mai departe. Dar acum atacul asupra lui Mihailov, asupra Odesei, asupra Kievului, cu bombardiere din astea mari, trimiterea de rachete, ori Rusia a fost provocată, ori s-a provocat Rusia singură, dar eu rămân la impresia că hegemonul, îngrijorat că vine shake hands-ul dintre Trump și Putin și se gata cu îndestularea de money. Au mai băgat pe foc. Au mai băgat pe foc acum. Zis, bă, hai să băgăm acum în plină vară, proasta de Uniunea Europeană mai bagă niște euroi acolo, pentru că America nu mai poate băga din cauza republicanilor. Și trebuie furajat furnalul de armament al Americii, gazul, nu? E la cele mai mici prețuri din, de după intifada lansată împotriva Rusiei. Adică lucrurile prea se relaxează în lume. Mi-e teamă că se întâmplă ca în pandemie. Deci trebuie încă 8 luni de zile băgată gheara în gât și doza 2, doza 3, doza 2, doza 3, doza 4 de vaccin. Pentru că e incontrolabilă situația. Ce se întâmplă dacă în decembrie Putin și cu Trump stabilesc pacea între ele și se coalizează împotriva Chinei și se schimbă toată paradigma sistemică? E, acum finanțatorii campaniilor electorale sunt interesați să... Nu, noi am plătit pentru 2035, poate alți fraieri, mai fraieri ca noi, plătesc pentru 2045 în armare și așa mai departe. Eu am calculat mărirea procentului de 2,5% până la 3,5% ar duce la un plan Marshall pe invers în câțiva ani. Adică noi dăm înapoi banii care i-a primit Germania în timpul creării NATO la începutul. Dar noi nu știu de ce trebuie să plătim. Cum am spus, noi nu avem niciun interes de luptă în Donbas, Lugansk sau Crimea, ci avem interesul să ne recuperăm cei 400.000 de români care asigură brâul de lână al națiunii române în zona de nord. Deci asta este un interes legitim al statului român, să ne apărăm preoții, biserica ortodoxă din Ucraina. Da, dar nu să mergem telelău, tănase, să trecem Nistru, că nu ne interesează. Am mai făcut o greșeală în istorie când am trecut Nistru și ne-am prins colții, 140.000 de morți la Stalingrad, jucând pe cartea străină. Eu cred în înțelepciunea generalilor români și nu vor fi ultimii care vor zice că trebuie să trimitem trupe, chiar dacă trimitem scorpionii roșii, adică armata de mercenari. Nici mercenarii nu trebuie să moară acolo. Cred totuși că ce vedem astăzi e un mizilic față de ce va urma. Adică se va începe un război pe bune, pentru că și Rusia e interesată să-și arate forța înaintea sesiunii, cele mai mari sesiuni din istoria BRICS, când sub președinția Rusiei, BRICS-ul, deci puterile emergente, au depășit pentru prima dată în istorie G7 la valoare și la produsul intern brut. Deci chiar are nevoie Putin de un enforcement și de o îmbărbătare a poporului rusesc, pentru ca să arate că este o putere mondială. Îmi pare bine că prietenul meu, Romoșan, a reluat tema Andrei Brezinski, pe care o tot flutur de ani de zile. Brezinski,
cel mai luminat consilier pe geopolitică, doi președinți americani, un adversar de temut al lui Kissinger, atunci când în 91 se deschideau șampanile la Casa Albă, că s-a terminat cu Uniunea Sovietică, polonezul, americanul de origine poloneză, Brzezinski, sau Brzezinski, a spus: nu particip la șampania și la serata voastră muzicală, pentru că sunt îngrijorat că poporul rus își va pierde identitatea. A doua zi în Consiliul de Securitate le-ar fi spus de ce a zis asta la petrecere: o Rusie cu Ucraina împreună reprezintă o putere mondială, o Rusie fără Ucraina rămâne o putere regională. Deci iată, Pentagonul merge pas cu pas după previziunile lui Brzezinski, inclusiv cu coridorul de securitate al NATO și așa mai departe. Politicile militare ale lumii nu se fac cu o explozie astăzi, ci acestea sunt tulsuri într-un război. Am învățat, să mă ierte Dumnezeu, la Pentagon în anul 93, morțile colaterale nu contează când e vorba de salvarea unei națiuni. Citându-l pe un general american. Ai pomenit liderii NATO și ai Uniunii Europene. Bă, până și Ursula von der Leyen, femeia asta care nu pare că are suflet, după unii pare că nu are nici creier, nu contează, dar nu trebuie să o jignim, dar pare așa mai rece, mai a copcelit, cum ziceți voi și zicem și noi prin Transilvania, un comunicat în care, în nume propriu și în numele Comisiei Europene, și-a exprimat compasiunea și regretul și, sigur, a semnalizat acolo că e împotriva terorismului, dar totuși s-a adresat poporului rus. Suntem în situația în care doar noi și nu numai noi, liderii politici, da? Noi, liderii politici, liderii spirituali, singurul text agregat de la cap la coadă vine din interiorul nostru, l-a scris Adrian Severin, l-a publicat doar Solid News aseară. George Simion a zis o frază la Constanța, întâmplător l-am văzut la televizor când a spus într-o singură propoziție că își exprimă compasiunea, dar n-a folosit cuvântul Rusia, Moscova de fică să nu fie ștampilat că e putinist. Respectiv Ion Cristoiu, care în două podcasturi de astea de sâmbătă și de duminică, seara, respectiv duminică și luni dimineața la Gold FM, i-a beștelit pe lideri pentru tăcere. Marius, în ce film suntem? Lasă că suntem români aici la graniță cu ei. Lasă că am fost comuniști, că am fost colegi de lagăr socialist. Bă, dar suntem și frați ortodoxi. Noi, românii, am uitat de tot să fim oameni. Când cineva are necaz, politicienii se bat între ei. Dar de obicei am demonstrat că știm să fim oameni, chiar dacă aparținem unor partide politice diferite. Dar minte, când se întâmplă asemenea lucruri, tu ai dat știrea azi dimineață și am dat-o și pe Solid News, că pe un stadion întreg 50.000 de oameni și-au exprimat frăția cu rușii și un moment de reculegere puternic, emoționat, la Belgrad, în Serbia. Sigur, a fost fotbal, a fost altceva, de ei s-au referit la atentat. Ce să înțeleagă cei care ne privesc? Ce se întâmplă de la o apăsare pe buton? Patriarhul Mucles, episcopii mitropoliții Mucles, liderii politici Iohannis, Ciolacu, Ciucă, Mucles. Asta arată că deep state-ul, adică statul paralel, controlează totul. Statul paralel fiind controlat în mare măsură de către hegemonul de pe Potomac. Mă gândesc, eu am cunoscut foarte mulți lideri de galerie și dacă mă gândesc bine, am și câțiva fani lideri de galerie și dacă le-ar fi venit ideea să arboreze un astfel de mesaj, suntem frați cu rușii, era arestat imediat cu anticorupția aia, că de unde ți-ai cumpărat petardele și de unde ți-ai luat vopselurile, nu le ai cu facturi și așa mai departe. Deci subconștientul românilor este temător că cineva veghează din străpunduri sau din prepuțuri asupra libertății tale. Iată încă o dovadă de cenzură
imensă sau de autocenzură impusă. Domne, noi nu, voi să vorbiți la radio. Deci m-am mai nervat și la... Noi vorbim toată ziua, dar de ce am ales pe ei? De ce am ales pe ei? Să ne reprezinte. Cum reușesc ei? Hai să te întreb, că vine campania electorală acum. Cum reușesc ei cu tot acest bagaj de supunere, de lipsă de inițiativă, care a devenit evident cu ocazia acestei drame de la Moscova? Discutăm separat. Acum se vede exact ce ai zis tu. Bă, voi aveți niște șefi. Păi mă, puneți-i pe aia să candideze atunci. Ce mai veni să candidați voi? Noi votăm niște servitori ai unor șefi? Deci, Iohannis, adică ce votăm noi? Păi se spune, bă, voi sunteți servitori unor servitori. Nu vrem, domnule. Păi lăsați-i, mă, mergem și votăm și noi acolo pe Trump direct, pe ăla. Nu vă mai votăm pe voi dacă trebuie să mergem. Nu mai, ce să vă mai votăm, nu? Care e ideea? Ai spus tu sau nu știu unde am auzit zilele trecute că niciun partid din România nu își asumă mesajul tranșant pro-putinist. Adică Robert Fișo, am vorbit despre Piedone că a avut curaj să-l primească pe Ceban de la Chișinău, da. Și că își asumă chestia pro-putinistă. Deci Robert Fișo, din premierul din Slovenia, Slovacia. A fost un progresist pur sânge. Memoria internetului consemnează venirea lui la București și întâlnirea cu Victor Ponta când era premier până în 2014. Văzând fereastra de oportunitate, bă, ăștia care vă ocupați de strategii, puneți-mă mâna pe carte și citiți fereastra Overton și toate chestiunile alea de dichis psihologic, să înțelegeți că oamenii din Argentina, strategii din Argentina și din alte părți ale lumii, au citit. Fereastra de oportunitate arată clar că trebuie să sari niște etape ca să deții să obții un obiectiv. Când au văzut că 60% din populația slovacă este împotriva războiului, el s-a declarat putinist. Vreau să văd ce bărbat politic în campania electorală de anul acesta are curajul să spună: bă, mă alătur clubului de gândire a celor sectari de acolo care s-au menținut pro-putiniști în ciuda întregii propagande și atacurilor formulate pe rețelele sociale. Bă, să văd, să zică, bă, vă salut, generație în blugi, și eu sunt putinist. Da, e bine că ai făcut o comparație. Noi am fost primii atacați. Noi, cei din Clubul de Gândire Gold, am fost primii atacați și n-am dat un pas în spate. În schimb, ce am făcut? Am demonstrat timp de 2 ani de zile, sub toate presiunile, amenzile, etichetările, că am avut dreptate. Evenimentele s-au petrecut, după cum am scris noi, inclusiv în textele pe care le-am adunat în cele două volume, Războiul din Ucraina, că am avut dreptate, punct cu punct, și cu acest gând să încheiem această emisiune. Ce gând să le dăm? Să le dăm un gând de curaj și de sinceritate celor care ne urmăresc, că, uite, dovadă fața lui Ghilezdan, dovadă fața mea, ne simțim atacați, dar ne simțim bine, fiind sinceri și curajoși, nu? Dar multă lume vrea să dăm noi glas temerilor lor. Ei, neavând curajul să spună, zice, voi trebuie să luptați. Mai, noi nu suntem niște luptători, noi suntem niște medici care citim un röntgen, un rezultat, un diagnostic și punem diagnoză, dar nu participăm la actul de vindecare, că nu e rolul ziariștilor să vindece. Păi nu, ei ar zice, mă, ziceți voi ca să ne aleagă lumea pe noi și noi să luăm bani și după aceea să vă dăm așa câte una după ceafă, bă, fraierilor. Iar ne-ați susținut, ne-au ales pe noi și noi am uitat și de voi și de cetățenii care ne-au ales. Le facem noi de râs. Nu vor vedea asta. O să vadă în aceste luni de campanie electorală cum vom acționa la adresa lor. Marius Ghilezdan, spor la lucru în grădină! Mulțumesc, o zi bună și aveți grijă cu cucii. Să numărați câți cuci cântă. Dacă știa Iuliana Pitaru Vlacicu schimba muzica astăzi. Mulțumim, Marius Ghilezdan. Mâine dați să citiți editorialul lui pe romanialibera.ro. Stau de la chioșc. I'm still standing, zice Elton John, exact în tonul cu care am încheiat emisiunea cu Marius Ghilezdan. Și noi stăm.
nu ne dăm la o parte, Sir Elton John. V-am explicat, singurul homosexual care mi-e simpatic. Născut astăzi în 1947. Revenim cu Mihai Namțu, gânduri despre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă. Să vedem ce ne apropie. Și apoi analizăm listele PSD și USR, adu ăsta, despre care Neamțu spune că nu le-ar vota în ruptul capului și acum ne și prezint argumentele de ce. Ce în gușă e și în căpușă? Cu Cosmin Gușă. Din 1 aprilie, aflați de la Gold FM cine vă poate reprezenta mai bine în Parlamentul European sau în funcțiile de primar și președinți de consilii județene. Membrii Clubului de Gândire Gold vor analiza prestația, potențialul profesional și calitatea morală ale candidaților partidelor și independenților implicați în alegerile din 9 iunie. Analizele și punctajele vor fi prezentate în emisiunile zilnice, iar clasamentul săptămânal. Membrii Clubului de Gândire Gold sunt Marius Ghilezan, Mihai Neamțu, Sorin Roșcastănescu, Petru Romoșan, Bogdan Comaroni, Ciprian Purice, Liviu Alexa, Adrian Severin, Ioan Spânu, Andrei Gușă, Iosefina Pascal, Petrișor Peiu și Cosmin Gușă. Ascultați Gold FM ca să fiți mai deștepți în fiecare zi, dar și ca să știți cum să votați la alegerile din 2024. On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Într-o lume în care nu mai
mai știi ce să crezi într-o lume în care suntem invadați de fake news. Pe cine și ce să asculți? Analize dure, dar obiective. Solid Radio. De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou. Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Am revenit, prieteni. Mulțumim pentru mesajele de apreciere la adresa muncii noastre. Le primim cu sufletul curat și la rândul meu apreciez foarte mult acest activism al celor din Clubul de Gândire Gold Extins, adică și noi cei care vorbim și voi care ascultați și mai comentați din când în când. Suntem în legătură directă cu Mihai Namțu, care este la Viena, se duce să-l caute pe Nehammer, are un cofraj cu ouă stricate în mâna dreaptă și o plastă cu roșii vechi în mâna stângă, se vadă cum le va lansa în direcția mașinii lui Nehammer, ouăle prima dată stricate și după aia roșiile sau invers. Bun revenit și în această săptămână la Gold FM, Mihai. Te salut cu drag, Cosmin, mă bucur să te aud și salut pe cei care în mod fidel și, aș spune, admirabil, continuă să fie ambasadorii libertății și a ideii de suveranitate în România. Ca să înțeleagă lumea că am glumit, el vorbește atât de, să spunem, încapsulat, pentru că se află în aeroport. Este la Viena, l-am localizat bine acolo, este în aeroport în așteptarea cursei de București. Spune-ne, te rog, Mihai, dacă tot am devoalat pe unde umbli, cum ai umblat? Ce ai făcut acolo? O să mă laud, fiindcă asta devine obișnuință la clubul nostru de gândire. Am fost vineri onorat să întâlnesc peste 100 de români într-o biserică baptistă, apoi sâmbătă am fost prezent într-o altă biserică cu 250 de persoane, duminică 600 de persoane la Viena și alte 600 de persoane la Linz. Dacă întâlnești 2000 de români în 3 zile, eu zic că deja înseamnă că îți faci treaba și pot să spun că sunt foarte încărcat în sens pozitiv de așteptările acestei diaspore, care mi-a transmis foarte clar că ei nu vor mai vota Partidul Comasat Român, se simt de două ori trădați, se simt trădați și de PNL, bineînțeles, pentru că PNL-ul a trădat diaspora, dar și de PSD, pentru că PSD-ul a trădat România rămasă acasă. Au crescut datoria publică a acestei țări, au alungat peste hotare sute de mii de oameni, au, din păcate, subminat în ultimele luni democrația. Văd că mai nou vor să suprime și platforme de social media care ar putea să avantajeze AUR și alte partide antisistem. Deci suntem într-un moment în care diaspora se pregătește să-și ia revanșa. Putem să și titrăm, dacă e nevoie, anul 2024 este anul revanșei. Foarte interesant și o să mergem cu discuția în această direcție. Îi atrag atenția lui Eduard Zgorcea, dacă ne aude, omul nostru de la butoane, că din nou, pentru a doua oară într-o zi, a fost atacat site-ul Solid News. Prima dată a fost atacat la ora 12, s-a depanat. Acum este din nou atacat. Probabil că subiectele nu sunt convenabile. Bine că ne-au lăsat măcar această emisie. Nu vreau să o pun în legătură cu editorialele apropo de tăcerea politicienilor și de tăcerea... Da, este atacat, confirm. Din nou, deci sunați-l, vă rog, pe Eduard Zgorcea, dacă n-ascultă emisiunea, să intervină de urgență. De două ori într-o zi, totuși e cam mult. Too much is too much, cum ar zice francezul, nu? Mihai, aș vrea să, înainte să discutăm despre aceste liste, noi am publicat două analize ale tale în zilele care au trecut, una dedicată listei PSD, alta dedicată listei USR, cum ar veni USR extins, cu
care mai cuprinde și PMP și Forța Dreptei. Și a explicat acolo de ce un român patriot și ortodox nu poate să le voteze. Apropo de ortodoxie, punem, te rog, care este legătura și cum ai descrie-o între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă. Nu mă refer la treburi operative, nu mă refer la treburi din acest an, e limpede că s-a blocat comunicarea, mă refer la cutumă, cum se duce relația între două biserici surori. Din câte știu și nu vreau să greșesc aici, există obligația pomenirii numelui patriarhului fiecărei biserici autocefale, indiferent de situația politică dintr-o țară, patriarhia din respectiva, mă rog, țară trebuie să fie pomenită cu nume și cu titlu de către cealaltă patriarhie suroră și atunci soră, iartă-mă, și atunci cei din, iată, Muntele Athos, cei din, de ce nu, Bulgaria, cei din Serbia, cei din Cipru, cei din Grecia, cei aflați chiar și în Georgia, trebuie să pomenească, dacă sunt, bineînțeles, la o slujbă patriarhală, și patriarhul Moscovei. Noi suntem însă într-o situație de schismă, de facto și nu de iure, și lucrul acesta sigur că e dureros, pentru că, din punctul meu de vedere, ortodoxia oricum are probleme structurale astăzi, reușește cu greu să facă față dinamicii impuse de către această nouă paradigmă de comunicare, social media și așa mai departe. Suntem totuși o biserică tradiționalistă față de bisericile protestante și mai ales neoprotestante. Dinamismul acesta al comunicării online mai lasă de așteptat. Și atunci biserica noastră tradițională riscă să adâncească niște falii în relație strict cu ortodoxia rusească. Eu știu că pe vremuri ortodoxia rusească a inspirat foarte mulți teologi, și de la Dostoevski până la mitropoliți importanți care au suferit în perioada bolșevică, ca să nu uităm aici de Serghei Bulgakov sau Vladimir Losky, o pleiadă de gânditori ruși, au fost sursă directă de inspirație pentru părintele Dumitru Stăniloae și pentru teologia ortodoxă română. S-au tradus cărți fundamentale, s-au citit și s-au citat asemenea autori, Nicolae Berdiaev, de pildă, îmi vine minte, și nu numai el, au fost sursă de inspirație pentru părintele Constantin Galeriu. Repet, teologia română a avut o veche istorie a conversației și a, până la urmă, deschiderii cu tot ceea ce înseamnă izvoare de gândire teologică rusească. Realmente nu știu la această oră dacă cineva mai îndrăznește să citeze un autor precum Ilarion Alfeev, dar vă pot spune că Ilarion Alfeev, care se află acum la Budapesta și care este o voce importantă a ortodoxiei rusești, nu poate să mai participe la nicio adunare de tip academic, să spunem, a experților în patristică la Oxford, ca să dau un singur exemplu, tocmai pentru că această ștampilă a fost aplicată într-un mod colectiv. Că ești, că nu ești prezent în decizia politică de la Moscova, se pare că simplu fapt de a fi teolog rus înseamnă că trebuie să fie exclus din conversația despre viitorul bisericii mame. Eu cred că momentul acesta trebuie depășit, dar în același timp cred că fiecare biserică autocefală are dreptul să-și cumva creioneze propriul destin, că asta înseamnă să fie biserică autocefală, și anul viitor, interesant, vom marca 100 de ani de autocefalie. Autocefalia înseamnă că tu, ca biserică locală, care are o istorie, care are o limbă unică, să spunem așa, sau specifică, tu, ca biserică locală, care slujește o națiune deja, tu ai dreptul să îți creionezi propria ta strategie misionară, propria ta filozofie, până la urmă, pastorală, și cred că Biserica Ortodoxă Română este în plin proces de regândire acestor strategii. Pentru că nu e deloc simplu când ai 8 milioane de români peste hotare, apropo de diaspora, nu e chiar simplu să acoperi nevoile spirituale ale acestor români. Eu cred că ortodoxia română are o șansă extraordinară, întrucât, gândiți-vă, grecii suferă de narcisism naționalist, rușii sunt acuzați de imperialism, iar românii, care sunt fundamental ospitalieri, o spune și proverbul,
românii care sunt poligloți, românii care sunt, după părerea mea, foarte deschiși ca spirit, ar putea să fie ambasadorii Ortodoxiei Universale oriunde s-ar afla în lume. Și eu cred că această oportunitate nu trebuie ratată. Deci m-aș orienta puțin cu privirea spre ceea ce avem noi de făcut și cred că realmente oportunitatea unei afirmări a Ortodoxiei de limbă română, de inspirație, să spunem, centrală europeană și este europeană, poate fi uriașă în următorii ani. Sigur că discuția o să meargă în direcția lipsei de reacție a Bisericii Ortodoxe Române, unică în peisajul ortodox, adică grecii, sârbii, bulgarii, mai vorbesc despre conducerile politice care oricum au făcut acest lucru, dar acum suntem la discuție ortodoxă. La noi nici politicienii, dar nici sinodul, nici patriarhul n-au zis absolut nimic de 48 de ore, deși s-a transmis patriarhului, inclusiv din partea mea, dar și din partea altora, ca să nu mă pun eu în frunte, că așa ceva este ieșit din orice cutumă. Dar te-aș întreba așa, ce s-a putut întâmpla de să se ajungă la o asemenea obediență care calcă absolut orice tradiție, că în asemenea fază suntem? Acum 10 ani, mai puțin de 10 ani, pardon, 7 ani, venea în România Patriarhul Kiril, cu ocazia aniversării a 10 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Ne-a adus și niște moaște, mesajele au fost dintre cele mai frățești, a fost o mare sărbătoare ortodoxă în România, la toate nivelurile. Acum 4 ani, Patriarhul Daniel s-a dus la Moscova, la întâlnirea Ortodoxiei. Și cred că spun în premieră lucrul ăsta. Acolo i s-a organizat o întâlnire în trei, cu Patriarhul Kiril și cu Vladimir Putin. Și singura întrebare pe care a avut-o Putin a fost: prea fericirea voastră, ce aș putea să fac pentru frații noștri români? Fac orice. Sigur că Patriarhul nu era pregătit să răspundă aceste întrebări directe și a spus: tot ce vă lasă pe dumneavoastră sufletul de frate ortodox. Ok, este război, relațiile politice sunt tensionate, dar cum să involuezi, mă refer acum la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, de la o asemenea postură frățească, spirituală, nu vorbim de război și ideologie aici, nici de NATO, nici de BRICS, de nimic, vorbim de ortodoxie, încât să nu spui nimic când acolo s-a desfășurat un carnagiu, probabil că vor fi peste 200 de morți, nimic. Cum e posibil o asemenea involuție, repet, în plan spiritual, Mihai Neamțu? Eu aș spune un lucru surprinzător și poate iarăși în premieră, nu știu dacă ești la curent. În America există un colegiu teologic care funcționează sub jurisdicția The Orthodox Church of America și care la această oră sau acum un an de zile încă primea sute de mii de euro sau de dolari din partea unei fundații religioase din Federația Rusă. Și lucrul ăsta m-a frapat pentru că unul dintre cei mai importanți donatori, repet, pentru această instituție academică unde avem și câțiva români care predau teologie, repet, St. Vladimir's Theological Seminary. Acolo am avut personalități precum John Meyendorf sau, de ce nu, alte figuri stelare, John Bell, l-am și tradus în limba română. Și acolo, iată, în America, deci pe teritoriul, am putea spune, cele mai anti-rusești, nu? Națiuni occidentale astăzi, în apropierea orașului New York, la Crestwood, există, repet, activitate teologică intensă, finanțată, repet, subliniez, finanțată cu sute de mii de euro de către Federația Rusă. Semn că pentru activități de ordin teologic, chiar și americanii ortodoxi sunt deschiși la o anumită colaborare, sigur discretă, sigur nu vehement publicizată, dar totuși o colaborare care fundamental ce face? Întărește, până la urmă, proiectul misionar al Ortodoxiei Universale.
nu știu să-ți răspund ce s-a întâmplat și bănuim doar ceea ce s-a întâmplat. O să spun doar atât în sens general și tu cred că vei aprecia diplomația mea de data asta. Cred că e trist să introducem în discursul public două categorii de morți. Adică morții unora sunt demn de jelanie și morții altora nu sunt demn de, iată, această practică religioasă a plânsului și a, până la urmă, prohodului. Nu cred că e în regulă. Eu mă tem că încet încet se introduce în discursul public acest dublu standard și când mor copiii palestinieni suntem invitați să tăcem, când mor copiii, iată, din statul Israel, suntem invitați la o reacție promptă de câteva secunde de la petrecerea evenimentului. Eu cred că trebuie să avem decența de a spune că orice civil, orice om nevinovat care a murit, nu cunosc împrejurile realmente și nu fug de întrebările tale, dar știi că 3 zile stai în acțiune constantă printre români și când întâlnești 2000 de oameni nu apuci efectiv să urmărești decât razant și în diagonală știrile. Nu cunosc deloc detaliile acestui eveniment tragic, dar cu siguranță morții aceia trebuiau plânși și cred că exprimarea unui regret este absolut, mai ales față de morții inocenți dintr-o instituție culturală din Moscova. Această exprimare, aș spune, naturală a solidarității și a compasiunii, nu cred că are o conotație geopolitică. Deci eu pot să regret moartea unor palestinieni fără să însemne că susțin Hamas. Nu susțin de asemenea politica externă a lui Vladimir Putin dacă deplâng moartea unor zeci, sute, spui tu, de moscoviți. Adică cred că cele două registre trebuie separate și tocmai ceea ce înțeleg din ceea ce transmis tu este faptul că e important ca aspectul spiritual să depășească, să fie într-un raport de transcendență cu aspectul geopolitic și nu poți să te contrazic. Da. Hai să mergem mai departe atunci și din discuția cu Marius Ghilezan și din această discuție este limpede că suntem în plină anormalitate. Vom vedea cât de mare este obediența pentru că vom discuta toată săptămâna acest subiect, acela gol de fel. Tu ai făcut două analize clare, după părerea mea, eu le-am citit, le-o fi citit și cei care ne ascultă, mulți dintre ei, dar o să reluăm câteva lucruri aici, expressis verbis. În aceste analize spuneai un lucru, că un patriot român ortodox, cam asta este sintagma, adică am spus și creștin, în sens general, da. Am înțeles că tu acum ești într-un demers de, cum să zic eu, ecumenizare, ca să zic așa, în interiorul mișcării creștine și e bine. E bine că măcar noi creștinii ne înțelegem între noi. Dar un patriot român creștin ortodox, că tu ești ortodox, nu poate să voteze niște liste. Și ai adus două exemple. Ai adus lista PSD, respectiv lista USR-PMP, Forța Dreptei, despre care știai câte ceva până în acest moment. Hai să începem, pentru că afirmația este una foarte dură, e de început de campanie, se știu deja aceste liste, e limpede. Hai să începem cu PSD-ul. De ce un patriot român ortodox nu poate să voteze lista PSD? Ce te deranjează atât de mult pe acea listă? La europarlamentare vorbesc. Dacă mă inviți să vorbesc din perspectiva unui membru al Bisericii Ortodoxe Române și îți mulțumesc, am să spun limpede că în 2018 PNL și PSD sunt cele două partide puternic influențate de unii eurocrați de la Bruxelles care au îngropat, ăsta este cuvântul, au sabotat, au deturnat, au ridiculizat referendumul pentru familie. Îți amintesc faptul că Rareș Bogdan explica prin emisiunile sale de la Realitatea TV, la emisiunile respective, faptul că noi nu putem să susținem această inițiativă cetățenească, care este o formă, aș spune, eminentă de exprimare a suveranității populare. O spune și Constituția României că prin referendum se exprimă suveranitatea poporului și totuși domnul Rareș Bogdan
cap de listă, înțeleg acum, la europarlamentare, era foarte dornic să îngroape acest referendum și să spună că Dragnea e de vină. S-a dovedit clar că nu avea nicio legătură Dragnea propriu-zis cu acel referendum și minciuna a ieșit la iveal. Apoi nu cred că este normal să trecem cu vederea felul în care acești oameni au votat, toți cei din PNL și toți cei din PSD au votat pentru negarea suveranității, apropo de aspectul patriotic, suveranității naționale care se exprima la nivelul Comisiei Europene prin dreptul de veto pe care europarlamentarii PNL și PSD l-au îngropat fără ca noi să le dăm voie să facă asta. Deci când tu te duci și îngropi referendumul pentru familie după telefoane primite de la Bruxelles, când tu te duci și îngropi suveranitatea națională la presiunea făcută de socialiștii europeni și de populari europeni, tu ai o mare dificultate, cred, să ceri votul patrioților și creștinilor din țara ta. Apoi aș merge repede și aș discuta despre cum anume PNL-ul s-a purtat cu bisericile tradiționale, dar și cele moderne, evanghelice, în perioada pandemiei, când, să nu uităm, un premier PNL, e adevărat, trecut între timp la Forța Dreptei, a închis pentru prima oară în istoria de 500 de ani, binecunoscută, să spunem, a ortodoxiei noastre românești, a închis toate, subliniez, toate bisericile de pe suprafața României, fără excepție, nici măcar o biserică izolată în munți n-a mai fost lăsată să săvârșească sfânta slujbă a Sfintelor Paști, pentru că slujba de înviere s-a săvârșit de-a lungul istoriei, inclusiv în perioade pandemice, în anumite cătune, în anumite locuri, fără aceste opreliști. Pentru prima oară în istorie am avut practic un boicot la adresa cele mai importante slujbe din viața liturgică a bisericii noastre, care este slujba pascală, când știm milioane de români se duc și primesc lumina și așa mai departe. Cine a făcut asta? Un premier PNL. La instigarea cui? La instigarea lui Klaus Iohannis. Iarăși faptul că domnul Klaus Iohannis patronează lista PNL și PSD, trebuie să nu ne facem iluzii, iarăși incriminează demersul PNL și PSD. De aceea spun că trebuie să fie anul 2024 anul unei mari revanșe. Eu cred că cel care în mod obraznic ne-a certat, ne-a mustrat, ne-a umilit, pentru că am fost tradiționaliști în atâtea și atâtea circumstanțe, și mă refer aici la Klaus Iohannis, acest om trebuie să primească o palmă, precum ereticul Arie în anul 325, după ce a negat divinitatea lui Hristos. Este limpede de asemenea că acest guvern PNL și apoi mai târziu și PSD-iști împreună cu ceilalți, cred că udemeriștii, la ei mă gândeam, acest guvern, întâi PNL asociat cu USR și apoi PSD-ul asociat cu DMR-ul, toate aceste formule sunt vinovate de ce? De lipsa totală de transparență în cheltuirea banului public, 120 de milioane de doze de vaccin cumpărate din banii noștri, Rareș, de către un premier, Florin Câțu, PNL. PNL-ul a defilat cu Florin Câțu și acum se face că plouă. Noi nu putem să lăsăm aceste lucruri nesancționate. Deci este, chiar dacă domnul Câțu nu este pe listă, este obligatoriu să mustrăm și să pedepsim și să, până la urmă, corectăm aceste aberații doctrinare de care PNL-ul a fost vinovat ani de zile. Eu nu aș trece peste un aspect mai degrabă invizibil, faptul că foarte mulți dintre acești europarlamentari ani de zile au fost beneficiari indirecți ai fondurilor publice, ei s-au comportat și au acționat ca niște paraziți instituționali. Pur și simplu au încasat sume colosale de bani prin consultanță, prin alte tehnici. Știi foarte bine la ce mă refer, mai ales în zona Clujului, și lucrul acesta a sărăcit România. Mă mai gândesc la un aspect, la faptul că au promis, de pildă, că vor reduce povara fiscală de pe umerii românilor prin reducerea sau chiar tăierea pensiilor speciale. Nu s-a întâmplat lucrul acesta și toate acestea mă fac să spun că e inadmisibil ca astăzi PNL și PSD să mai pretindă că merită un loc de cinste în Parlamentul European. Eu sunt avocatul diavolului și ei ți-ar putea replica în felul următor. Mihai Neamțu, ești anacronic, noi prin ceea ce facem respectăm deciziile șefilor noștri de la Uniunea Europeană, noi suntem niște partide disciplinate
și ce se hotărăște la Bruxelles de către doamna Ursula, noi respectăm întocmai. De la Claus Iohannis, la Marcel Ciolacu, la Nicolae Ciucă. Deci, domnul Neamțu, dumneata, nu ești la curent cu mersul treburilor în lume. Ești vetust. Eu îți reamintesc, dragă Cosmin, că doamna Ursula von der Leyen, deși are multe păcate, nu e responsabilă pentru ipocrizia lui Ciolacu, care a venit și a spus că se va ocupa special de problema jocurilor de noroc, păcănelele care duc foarte mulți tineri în disperare. L-a pus pe frate Soșev. Și în condițiile în care ne-a spus că se va ocupa de excluderea acestor jocuri de noroc din centrul orașelor noastre, ne-am trezit cu aceea situație neschimbată după mai bine Mihai de un dragă, an. Fratele Ursulei von der Leyen a ajuns șeful celei mai mari companii de jocuri de noroc din România. Asta super, vrei să ne spui că e în complicitate? Super bet și da? Nu știu dacă am voie să spun mai mult, dar acolo o foarte, foarte tristă complicitate și mai spun încă ceva. Tot cei de la PNL și PSD care se duc să-și facă cruci, va pe la mormântul părintelui Cleopa, nu știu dacă amintești, domnul Rareș Bogdan, făcea turnee efectiv pe la Sihăstria și prin nordul județului Neamț ca să pretindă că este un pios, credincios și evlavios, să spunem, mărturisitor al ortodoxiei moldovenești și după ce a pozat, repet, mormântul părintelui Cleopa, candidat la statutul de sfânt în calendarul ortodox, el s-a dus la Bruxelles ca să închidă ochii la traficul de carne vie care se face în beneficiul unor pedofili. Iartă-mă, trebuie să spunem, România a ajuns raiul pedofililor. Noi știm documentarele făcute din contextul acela. Da, suntem pe harta lor, consemnează presa internațională. Ce a făcut Rareș Bogdan pentru a stopa traficul de carne vie dacă el era atât de evlavios și se închina la cuvioasa Paraschiva? Ce a făcut Rareș Bogdan pentru stoparea datoriilor de zeci de miliarde dacă el crede că a fi creștin este obligatoriu să trezească în tine un sentiment de grijă și de solidaritate cu cei tineri și cu cei nenăscuți încă? Ce au făcut ei, acești peneliști și pesediști, în perioada apartheidului medical? Când știi foarte bine, drepturile individuale au fost călcate în picioare și drepturile, aș spune, constituționale au fost uitate în beneficiul Big Pharma. Ei s-au comportat ca niște anexe ale acestor companii transnaționale și la întrebarea ta, dar noi ne primim ordinele de la Bruxelles, atunci răspunsul meu ar fi foarte simplu. Dați-vă demisia și angajați-vă la Comisia Europeană prin concurs. Dacă voi credeți că nu aveți o răspundere față de poporul care vă votează, atunci părăsiți poporul român, renunțați la cetățenie, lăsați-ne în pace și angajați-vă, dacă știți două, trei limbi străine, la Comisia Europeană să fiți niște mameluci. Pentru că, fundamental, poziția lor este poziția de mameluci, este o instituție creată în secolul XVI, dacă mă înșel, în Egipt, prin care niște cuceritori, sper să nu greșesc, otomanii, impuneau regulile în respectivul context egiptean, prin intermediul unor, am spune astăzi, fanarioți. La fel s-a întâmplat și cu țările române. Țările române s-au trezit zugrumate de ticăloșia acestor fanarioți care, fiind aprobați la Constantinopol de către Istanbul, de către, iartă-mă, Sultan, veneau peste noi, aici în Moldova sau în țara românească, și ce făceau? Extrăgeau resurse până când românul de rând capota și se prăbușea în faliment. Aceasta este tipologia nouă, este tipologia mamelucilor, este tipologia, repet, a fanarioților, care nu mai consideră că poporul este o entitate vie la care să te raportezi. Ei consideră că România este doar o colonie, se comportă ca și când noi suntem o anexă a Marelui Imperiu, Imperiul European, condus de la Bruxelles, în mod netransparent, de către oameni pe care noi nu i-am votat niciodată. Pe Ursula von der Leyen nici tu, nici eu nu am votat-o în mod direct. Și cu toate astea i-a angajat contracte de zeci, sute de milioane, dacă nu mă înșel, miliarde de euro, fără ca noi să vedem o iotă, așa cum ne-a arătat și Chris Terheș, o iotă din acele contracte cu Pfizer. Deci această nouă paradigmă oligarhică și disprețuitoare la adresa poporului de rând trebuie corectată și eu îți dau o veste, cred că o știi și tu la fel de mine ca și mine, probabil AUR va lua ca partid, să spunem, independent sau ca alianță, pur și simplu, AUR în alianță cu partidul lui Cristian Terheș și cu Partidul Republican, eu cred că va lua mai mult decât PSD și mai mult decât PNL, nu la oaltă, ci separat.
Dar PNL va lua mai puțin decât AUR și PSD va lua mai puțin decât AUR. Și asta va arăta foarte clar sancțiunea pe care poporul român o va aduce acestor mameluci, acestor fanarioți, acestor politruci. Poate da, poate nu. Deocamdată e o treabă de organizare, iar organizarea, chiar în lipsa credibilității, s-a dovedit că e mai bună în cealaltă parte. Aici vorbesc inclusiv de fraudare, care mie deja mi se pare foarte posibilă la Orizont. Mai am tot așa o întrebare de tip avocatul diavolului. Dacă majoritatea la nivelul Uniunii Europene va fi una formată din populari și social-democrați, pe modelul în care este în România. Tot așa, ei ți-ar putea spune, ți-ar putea replica cei pe care i-ai criticat de pe lista PSD-PNL, că ei sunt de votat pentru că ei sunt la putere. Dacă vrem să impunem ceva în favoarea României, trebuie să votăm pe cineva care e la putere la nivelul Uniunii Europene. De ce să votăm AUR-ul sau alt partid care o să fie în opoziție? Cosmin, pentru mine, faptul că noi în fiecare an ne îndatorăm, nu spune decât un lucru, că cineva așteaptă, poate o troică, ca și România să intre în scenariul grecesc, prin care, nu știu dacă tu ții minte, statul elen a intrat în faliment datorită pensiilor. Și astăzi pensiile speciale atârnă atât de greu pe umerii, să spunem, contribuabilor, încât într-o bună zi vom avea niște cămătari binevoitori care vor veni la masa noastră a guvernului de la București și ne vor reaminti că trebuie să facem una și alta, în detrimentul interesului național, evident, pentru a, nu-i așa, corecta prin măsuri de austeritate o grămadă de greșeli făcute, e adevărat, de politicienii noștri în ultimii 20 de ani. Deci eu nu cred că cineva îți vrea binele la Bruxelles mai mult decât îți vrea binele românul de rând. Românul de rând își vrea binele mai mult decât ne vrea binele nouă un birocrat din Comisia Europeană. Ăsta este un lucru esențial de înțeles. Și gândul ăsta că noi trebuie să ne plecăm întotdeauna în fața ideologiei de gen, în fața ultimelor mode și ultimelor năzdrăvănii inventate de ideologii progresismului, această abordare umilitoare și umilă în fața hegemonului, nu mi se pare că nouă ne aduce românilor de rând un beneficiu major. Banii pe care noi îi primim, hai să spunem direct, nu ne aduc din păcate înapoi milioanele de oameni pe care i-am pierdut. Ori pentru mine, ca să spun foarte direct, dragă Cosmin, cea mai mare resursă pentru o țară este capitalul uman. Te-ai gândit vreodată câte sute de mii de euro costă formarea unui medic? Eu cred că bate 500 de mii spre un milion. Formarea unui medic complet, vreau să spun, formarea completă a unui medic până la vârsta de 30 de ani, cu tot ceea ce înseamnă instituționalizare și așa mai departe. Ei bine, pe noi ne costă enorm faptul că am pierdut sute de mii de ingineri, zeci de mii de medici. Cine ni mai dă înapoi? Și atunci, faptul că tu îmi duci prin PNRR niște bani, sigur, mă consolează și mă bucură, dar nu mă face să jubilez, pentru că ce am pierdut e deja bun pierdut și trebuie să facem ceva în raport cu viitoarele generații. Cel mai mic număr de copii în ultimii 40-50 de ani s-a născut anul trecut, dragă Cosmin. Noi suntem într-o prăbușire demografică. Tu cunoști cumva fonduri europene care să stimuleze natalitatea în România? Eu nu cunosc. Cunosc, în schimb, politici europene care relaxează ideea de frontieră și care politici vor să aducă asiatici și în Europa și în România cu duiumul. Oare de ce? Oare de ce nu se pune accentul în toată politica asta europeană pe bunoară demografie și natalitate? De ce doar Victor Orban trebuie să vorbească despre stimularea natalității și nu vorbește nimeni la Bruxelles despre asta? Mă întreb, oare e un plan? E un plan cumva care să ducă la o mare înlocuire, cum se întreba Eric Zemmour în Franța de ună zi? Este clar că România îmbătrânește. Este clar că România, ok, mai atrage niște fonduri. Acum, după pandemie, am atras câteva zeci de miliarde pe care le fură unii și alții care se plimbă în Lamborghini și în Bentley și care apoi vor să fie realeși la nu știu câte la congres. Dar întrebarea fundamentală este, înainte de a avea o economie, dragă Cosmin, avem și o națiune? Asta e întrebarea pe care Steve Bannon o tot pune în contextul republicanilor americani. Ce a fost mai întâi? Națiunea cu un destin istoric,
cu o cultură, cu un specific? Sau economia? El nu prea are de ce să-și pună întrebarea, pentru că acolo vorbim totuși, așa cu toate criticile, de o majoritate normală, suveranistă. Trump conduce în sondaje, e limpede că în 2016 a fost ales pe un curent suveranist, e iarăși limpede, s-a anchetat că alegerile au fost fraudate în 2020. Adică americanii n-au să se plângă așa ca românii. Românii, da? Vorbeai de aur. Ok. 20 și ceva la sută, hai 30%, dar nu vorbim de majoritate. Majoritatea este în altă parte. Adică americanii au mai puține motive să se îngrijoreze despre viitorul lor decât am avea noi românii. Pentru că la noi, la români, uite că și majoritatea care merge la vot votează în orice altă direcție decât cea suveranistă. Și ca să ajungem la ultima parte, aceea a neomarxiștilor despre care vorbeai, ai zis că n-ai vota nici lista lor. Care sunt elementele cele mai importante pentru care tu, Mihai Neamțu, da? Care te definești prin activitățile tale, nu neapărat doar verbal, ca fiind un patriot român creștin, da? De ce n-ai vota o listă a celor de la Alianța Dreptei Unite, să le spunem așa, că au fost primiți în final de Biroul Electoral Central sub această denumire? USR Plus sau USR Extins, părerea mea este că ei sunt USR, acum nu mai contează celelalte partide satelit. Ei au sabotat, ca și PNL și PSD, referendumul pentru familie în 2018, demonizându-i pe cei 3,5 milioane de români care s-au dus la vot în prima și în a doua zi. Ei au promovat educația sexuală timpurie, inclusiv pentru copii de 6-7 anișori, chiar 5 anișori. S-a spus că e important ca ei să își cunoască prin pipăit și alte proceduri organele genitale, tot soiul de năzdrăvăniri și tot soiul de nenorociri au fost rostite de către mai ales reprezentanții USR Tineret, care reprezintă o falangă fanatică a sexomarxismului din România. Apoi îți reamintesc faptul că au plădat pentru vaccinarea obligatorie și au creat, repet, un apartheid, da? o separare între cetățenii care erau vaccinați și cei care erau nevaccinați. După aceea îți amintesc faptul că tot cei de la USR au eliminat-o pe Elena Lasconi doar pentru că ea a avut, nu știu, naivitatea să declare că a votat la referendumul pentru familie. Și nu în ultimul rând, dar spune, dragă Cosmin, ceva foarte important pentru cei care ne ascultă, pentru cunoscătorii politici europeni. Ei se integrează la Bruxelles automat, toți, cred că și eu, Eugen Tomac va face asta, în Renew Europe. Renew Europe este partidul lui Macron. Macron, acest Napoleon închipuit fără armată și fără coloană vertebrală, Macron a declarat zilele trecute că avortul până luna noua și eutanasia, care înseamnă uciderea unei persoane la 35 de ani, la 40 de ani, la 70 de ani, la orice vârstă, într-un cadru medical controlat, e bine, pentru Macron, spuneam, atât eutanasia cât și avortul, adică două expresii ale culturii morții, sunt legitime. Nu cred că poți să fii creștin, dragă Cosmin, și să spui, fă, domnule, eutanasia când vrei. Și aș vrea să fac o mărturisire tulburătoare, dacă îmi permiți, mai avem poate câteva minute și pentru asta. Cosmin, eu mă plimb și aflu lucruri șocante și vreau să le dezvălui ascultătorilor noștri. Două lucruri aș vrea să spun. Zilele trecute în Viena am stat de vorbă cu o familie. O familie care mi-a spus o poveste cutremurătoare. Întâi de toate, numărul de copii care se nasc în diaspora este mai mare decât cel care se naște în România. Copii de români. Și la un moment dat, într-o școală publică din Viena, o fată dintr-o familie de creștini s-a trezit cu colega de bancă făcând gesturi nepotrivite. Gesturi cu tentă sexuală, gesturi care erau însoțite de un discurs plin de aluzii. S-a trezit mângâiată pe păr și nu numai, în alte zone ale corpului. S-a trezit supusă unui tir de declarații amoroase, la care ea, românca noastră de 16 ani, a spus: nu te supăra, iartă-mă, es tut mir leid, nu mă simt confortabilă cu acest comportament. Fata, care în mod vădit era lesbiană, de 16 ani, austriacă, a făcut o plângere la directorul școlii și s-a convocat, evident, un comitet de analiză, care la rândul său a, bineînțeles, cerut intervenția unei instituții publice din Austria numită Jugendamt, o instituție care se ocupă de bunăstarea tinerilor. Părinții șocați de ceea ce s-a întâmplat, șocați de acuzația de homofobie care a fost
adresată, repet, unei fete de 16 ani. Au hotărât să împacheteze totul și să părăsească Austria. La această oră, fata despre care vă vorbeam, creștină, tradiționalistă, din România acum, își continuă studiile într-o comună dintr-un județ bucovinean. Ei bine, aceste situații concrete prin care se vede limpede că lumea a luat o razna, pur și simplu a luat o razna, sunt binecuvântate, aprobate și considerate mostre de evoluție și de progres de către reprezentanții USR. Ei privesc cu un surâs sardonic toate aceste relatări din partea noastră și probabil că i-ar aplauda acest tip de măsură care ce declară? Măsuri care declară până la urmă caracterul caduc al educației tradiționale și lipsa de greutate și autoritate a părinților biologici în raport cu pedagogii plătiți de către stat. Asta este un prim incident. Al doilea incident pe care vreau să-l spun, care mi s-a părut și mai tulburător, dragă Cosmin, te rog să mă asculți cu mare, mare atenție. Într-o relatare făcută într-o biserică din Vancouver, știi că am vizitat sute de biserici în ultimii ani, acolo un credincios care slujea la altar, putem să-i spunem țârcovnic, pe înțelesul tuturor, a venit la mine și mi-a spus: domnule Neamțu, eu sunt asistent medical într-un spital public din Vancouver. Ieri a venit la mine medicul care se ocupă de cazuri de eutanasie și mi-a pus pe o tavă o seringă plină cu o substanță letală, otrăvitoare. Eu a trebuit să car tava respectivă cu seringa mortală până la patul pacientului. În mod clar știam ceea ce urmează să se întâmple, pentru că doctorul, care era fără Dumnezeu, a venit, a luat siringa, a injectat pacientul cu substanța respectivă și în 10 minute pacientul, care trebuia să fie salvat, conform jurământului Hipocrate, a murit. Ce să fac, domnule Neamțu? M-a întrebat respectivul român, credincios ortodox, țârcovnic într-o biserică tradițională. Aceste cazuri de conflict moral între conștiința individuală și imperativul cultural sau barbar al societății post-creștine din Occident, aceste situații reale pe care vi le-am descris, care nu sunt inventate, ci sunt pur și simplu situații mărturisite de mine unul la unul, aceste situații scot la iveală faptul că în Occident cultura morții pe care o reprezintă Emmanuel Macron nu e deloc minoritară. Iar când vine domnul Tomac, când vine domnul Drulă, când vine mai știu eu cine din USR și îmi spun toți la unison că aceste cazuri sunt izolate și că sunt irelevante, permiteți-mi să spun că sunt neserioși și că nu-i cred. Ei sunt, repet, vinovați pentru faptul că atunci când ajung la Bruxelles, în loc să aducă la Bruxelles cultura românească a respectului pentru vii și pentru morți, pentru cei tineri și pentru cei în vârstă, se duc și aplaudă măsurile lui Macron doar pentru că simt nevoia să fie încă o dată sclavi. Ori tipul ăsta de sclavie intelectuală și morală mie îmi provoacă un dezgust profund. Mai am o ultimă întrebare care e legat de asta. Să ne lămurești, pentru că mulți dintre cei pe care i-ai pomenit și alții pe care nu i-ai pomenit, în anumite perioade ale activităților, păreau oameni de omenie, ca să zic așa. Adică păreau niște români, poate chiar patrioți sau nu, cel puțin spuneau că sunt. Poate ortodox sau nu, cel puțin mai mergeau la biserică. Tu ai trăit printre marea majoritate a celor pe care îi enunți sau printre alții pe care nu i-ai enunțat astăzi? Spune-mi, te rog, așa au fost mereu și au jucat teatru până când au fost liniștiți conform asigurărilor Bruxelles-ului și ale Washington-ului că pot să-și dea rama pe față, după cum zice românul? Sau ceva i-a modificat pe parcurs? S-au priceput pe parcurs că dacă nu-și modifică preferințele, adică din patrioți să devină internaționaliști, din heterosexual să devină susținători ai LGBTismului și așa mai departe, nu vor avea succes politic. Ce s-a întâmplat cu ei? Cosmin, este ca și când m-a întrebat despre George Călinescu, când a fost autentic George Călinescu, când a scris faimoasă istoria literaturii române, care rămâne mai valoroasă decât tot ce a scris Nichi Manolescu, bineînțeles, și rămâne o capodoperă inconturnabilă a spiritului critic literar românesc, sau atunci, în anii
30-40, când scria acele pagini excepționale despre, iată, Ion Creangă sau despre Mihai Eminescu, sau după ce Vușinski, comisarul sovietic, a impus Cronica Optimistului la o gazetă bucureșteană și a cerut acestui mare critic literar, George Călinescu, să scrie și să gândească în termenii proletcultismului și ai până la urmă gândirii bolșevice. Când a fost autentic, iată, marele George Călinescu? Noi sperăm că a fost autentic atunci când a scris în Libertate. Iată că oamenii o vreme se comportă normal, o vreme sunt ei înșiși, o vreme sunt chiar atașanți, plăcuți, prizabili, dar când intră în ei duhul acesta al iubirii de stăpânire, când intră în ei dorința aceasta fanatică de a controla pe de o parte masele și pe de altă parte de a propăși ei înșiși pe scara unor ierarhii politice bruxeleze, ei sunt gata să calce în picioare crezul părinților lor. Eu sunt sigur că dacă domnul Drulă, într-un moment de sinceritate, s-ar întreba oare ce-ar spune mama, ce-ar spune bunica despre schimbarea de sex? Eu cred că și-ar da un răspuns. Ce zici, Drulă? L-ar interesa? Eu cred că într-un moment de sinceritate ar recunoaște că s-ar pe drumul ăsta, pe drumul ăsta l-ai cunoscut personal? Cum e? Niciodată. Mi se pare un om inteligent, nu pot să spun. Dar pe Barna l-ai cunoscut personal? Cum e? Ne-am salutat. Barna mi se pare un om care nu are acces la gândire. Gândirea deja prea mult pentru domnul Barna. Domnul Barna este un autom. Dar pe vedeta lor de pe locul 2, pe Vlad Voiculescu, l-ai cunoscut vreodată? Da. Domnul Vlad Voiculescu este un om care se amăgește. E un om care se amăgește și care își face impresia despre sine că e un înger pe care nu l-a atins, vezi, Doamne, virusul corupției politice, în condițiile în care el n-are o problemă cu, repet, secretizarea acelor contracte care au scos sute de milioane de euro din buzunarul românilor pentru niște vaccinuri care apoi au fost aruncate pe apa sâmbetei. Nu sunt pregătit să fac un portret al acestor personaje pentru că nu le-am cunoscut suficient. Nu, doar te-am întrebat, pentru că o să mai fie de-a lungul acestei campanii, o să mai fie plin să vorbim despre aceste personaje. Oricum, ne-ai lămurit asupra modalității în care ei acționează atunci când, în mod evident, își îndeplinesc obiectivele personale sau de grup, dar uite de cele ale României. Tu ești într-un aeroport acum, Mihai Neamțu, îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Îți mulțumesc și eu. Săptămâna aviatoare, că tot e avionul, o să facem mai pe larg această discuție și în condiții mai tihnite. Prieteni, ați fost din nou cu noi într-o zi în care am fost atacați de 3 ori la site-ul nostru Solid News. Am asta să mă gândesc. Cine a fost mai tare? Statul paralel, că atunci când am postat articolul cu înjurăturile lui Cartianu la adresa noastră, care de fapt sunt niște laude la adresa mea și a lui Dorel Vișan, s-a gândit că nu e bine. Patriarhul Daniel, prin intermediari, că l-am declarat astăzi omul negru al zilei. Cum să fii slugă dacă Dumnezeu ți-a hărăzit rolul de lider spiritual? Că imediat cum am publicat acest articol, din nou a picat site-ul. Sau politicienii din editorialul meu care au fost descriși ca niște slugi în fața unui popor de blegi, care la rândul lor au diverse posibilități. 40 de minute s-au chinuit cei de la tehnic de la noi să repună site-ul Solid News, ca să știți că pe din afară e vopsit gardul, dar înăuntru e leopardul, care este de fapt munca și lupta noastră zilnică cu acești oameni care cenzurează. Și astea sunt chestiile pe care nu le vedeți. Pentru că, în rest, lupta cu CNA-ul, cu politicienii, cu restul, cu oamenii care nu fac reclamă la Gold FM ca să falimenteze Gold FM, este una pe care o simțiți. Sau dacă nu o simțiți, vă spun eu. Suntem cel mai cenzurat post de radio, nu, cea mai cenzurată entitate media din România și cea mai blocată atunci când e vorba de contracte de publicitate, ca să vă fie clar. Nu ne lăsăm, ca mulți alții, destui. Iosefina mi-a trimis aici promo, va vorbi despre atentat și racheta din Polonia, implicarea Statelor Unite în relația cu Ucraina referitor la atentat. Isteria
TikTok și plângerea penală pe care ea a făcut-o împotriva fake news-ului grupării Coldea, familii despărțite cu închisoarea și proprietăți invadate de străini. Ăsta este promul ei, dar imediat va fi raport despre economie. Am înțeles, ediții speciale în această săptămână cu niște abordări extrem de clare, dure, potrivite ale lui Petrișor Peiu și astăzi și mâine și poi mâine și joi. Iar apoi aveți de la orele 18 Golden Hour cu Jesse Baneș și respectiv de la orele 19 emisiunea de sport, Sport Report. Eu sunt Cosmin Gușă, să fiți iubiți, stați pe aproape. Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.